trebuie să vină marele duet al lui Orfeu și Euridicei din actul al treilea. Era momentul în care Euridice scăpa amantului ei, pentru ca o anume surpriză să apară printre spectatori. Și ca și când cântărețul n-ar fi așteptat decât această mișcare în sală, sau și mai exact încă, ca și când rumoarea care venea de la parter ar fi confirmat ceea ce simțea, el alese acest moment ca să înainteze spre rampă într-un fel grotesc, cu brațele și picioarele îndepărtate, în costumul său antic, și să se prăbușească în mijlocul decorului păstoresc, care nu încetase niciodată să fie anacronic, dar care în ochii spectatorilor deveni anacronic abia acum și într-un fel cumplit. Căci, în aceeași clipă, orchestra se opri. Cei de la parter se ridicară și începură să părăsească încet sala, mai întâi în liniște, așa cum se iese dintr-o biserică după slujbă sau dintr-o cameră mortoară după o vizită, femeile strângându-și rochile și ieșind cu capul plecat, bărbații conducându-le și ținându-le de cot, ferindu-le să se lovească de strapontine. Dar încetul cu încetul mișcarea se precipită, șoaptele deveniră exclamații și mulțimea începu să curgă spre ieșiri și se îngrămădi în fața lor ca să sfârșească prin a se înghionti între uși țipând. Cotar și Taru, care doar se ridicaseră, stăteau singuri în fața uneia dintre imaginile a ceea ce era viața lor de atunci. Ciuma pe scenă, sub înfățișarea unui actor dezarticulat, și în sală, tot luxul devenit inutil, sub formă de evantaiuri uitate și de dantele atârnând pe roșul fotoliilor. În timpul primelor zile ale lunii septembrie, Rambert lucrase sârguincios alături de Rieu. El ceruse numai o învoire de o zi când trebuia să se întâlnească cu Gonzales și cu cei doi tineri în fața liceului de băieți. În ziua aceea, la amiază, Gonzales și ziaristul îi văzură sosind pe cei doi foarte veseli. Ei ziseră că n-avuseseră noroc data trecută, dar că se așteptaseră la asta. În orice caz, nu mai era săptămâna lor de gardă. Trebuiau să aibă răbdare până în săptămâna care vine. O vor lua atunci de la cap. Rambert zise că ăsta era cuvântul. Gonzales propuse deci o întâlnire pentru luna viitoare, dar de data asta Rambert va fi instalat la Marcel și lui. O să ne fixăm o întâlnire, tu și cu mine. Dacă eu nu vin, o să te duci direct la ei. O să-ți explicăm unde stau. Dar Marcel sau lui zise în clipa aceea că cel mai simplu era să-l conducă pe amic imediat. Dacă nu e pretențios, se găsește mâncare pentru toți patru. Și în felul ăsta el o să-și dea seama. Gonzales zise că asta era o idee foarte bună și coborâră spre port. Marcel și lui locuiau la marginea cartierului Marinei, aproape de porțile care se deschideau spre cornișă. Era o casă mică, spaniolă, cu ziduri groase, cu obloane de lemn vopsite, cu odăi goale și umbroase. Avea orez pe care îl servi mama tinerilor, o bătrână spaniolă surâzătoare și plină de riduri. Gonzales se miră, fiindcă orezul lipsa deja în oraș. Se poate face rost la porți, zise Marcel. Rambert mânca și bea și Gonzales zise că era un adevărat prieten, în timp ce ziaristul se gândea numai la săptămâna pe care trebuia să o mai rabde. De fapt, a avut două săptămâni de așteptat, fiindcă numărul zilelor de gardă fu ridicat la 15 ca să se reducă efectivul echipelor. Și în timpul acestor 15 zile, Rambert munci fără să se menajeze, neîntrerupt, oarecum nebunește, din zori până noaptea. Se culca târziu și dormea buștean. Trecerea bruscă de la lipsa de ocupație la această muncă istovitoare îl lăsa aproape fără visuri și fără puteri. Vorbea puțin de evaziunea lui apropiată. Un singur fapt de reținut. La capătul unei săptămâni, el mărturisi doctorului că, pentru întâia oară, în noaptea precedentă, se îmbătase. Ieșind din bar, avusese deodată impresia că ganglionii lui se îngroșaseră și că brațele îi se mișcau greu la subsori. Se gândise că l-a lovit ciuma și singura reacție pe care o a avut atunci și despre care-i conveni cu Rieu că nu era la locul ei, a fost să alerge spre partea de sus a orașului și de acolo, de pe un mic loc de unde tot nu dădeai de mare, dar de unde se vedea ceva mai mult cer, el o chemă pe soția lui cu un strigăt puternic de deasupra zidurilor orașului. Întors acasă și, nedescoperind pe corpul lui niciun semn de boală, nu se simțise prea mândru de această criză bruscă. Rieu zise că înțelegea foarte bine că poți reacționa așa. În orice caz, zise el, ți se poate întâmpla să o dorești. Domnul Otton mi-a vorbit de dumneata azi dimineață, adăugă Rieu deodată în clipa în care Rambert îl părăsea. M-a întrebat dacă te cunosc. Sfătuiți-l, mi-a zis el, să nu frecventeze mediile de contrabandiști. Bate la ochi. Asta ce vrea să însemne?
avea să însemne că trebuie să te grăbești. Mulțumesc, zise Rambert, strângându-i mâna doctorului. La ușă deodată se întoarse. Rieu băgă de seamă că pentru prima oară de la începutul ciumei, el surâdea. De ce oare nu m-a împiedicat să plec? Aveți cum? Rieu dădu din cap cu gestul său obișnuit și zise că asta era treaba lui Rambert, că acesta din urmă alesese fericirea și că el, Rieu, n-avea argumente pe care să-i le opună. Se simțea incapabil să judece ce era bine sau ce era rău în această istorie. Atunci de ce îmi spuneți să mă grăbesc în aceste condiții? Rieu surise la rândul său. Poate pentru că doresc și eu să fac ceva pentru fericire. A doua zi nu mai vorbire despre nimic, dar lucrară împreună. Săptămâna următoare, Rambert se instalase în sfârșit în mica locuință spaniolă. Îi făcuseră un pat în odaia comună. Cum tinerii nu se întorceau la masă și cum îl rugaseră să iasă cât mai puțin posibil, trăia acolo singur cea mai mare parte a timpului său sau făcea conversație cu bătrâna mamă. Era o femeie uscată și activă, îmbrăcată în negru, cu chipul maroniu și plin de crețuri și părul alb și foarte curat. Tăcută, ea zâmbea numai cu toată privirea când se uita la Rambert. Alteori îl întreba dacă nu era frică să-i aducă ciuma soției lui. El era de acord că riscul acesta exista, dar că, în definitiv, această șansă era minimă, în timp ce, rămânând în oraș, ei riscau să fie despărțiți pentru totdeauna. E drăguță?" zicea bătrâna zâmbind. Foarte drăguță. Frumoasă? Cred. A, zicea bătrâna, de-aia. Rambert se gândea, fără îndoială că pentru asta. Dar era imposibil să fie numai pentru asta. Nu credeți în Dumnezeu? Zise bătrâna care se ducea în fiecare dimineață la liturghie. Rambert recunoscu că nu. Iar bătrâna spuse din nou că asta era prin urmare pricina. Trebuie să o revedeți, aveți dreptate. Dacă nu, ce va rămâne? Restul timpului, Rambert se învârtea între cele patru ziduri goale și văruite, mângâind evantaile agățate pe pereți sau numărând ciucurii de lână care împodobeau fața de masă. Seara, tinerii se întorceau acasă. Nu vorbeau mult, sau dacă vorbeau, o făceau numai ca să spună că nu era încă momentul. După masă, Marcel cânta din chitară și beau tot lichior mirosind a anason. Rambert avea aerul că reflectează. Miercuri, Marcel se întoarse spunând: e pentru mâine seară la miezul nopții, fii gata! Din cei doi oameni cu care păzea postul, unul era atins de ciumă și celălalt, care împărțea de obicei camera cu primul, era pus sub observație. Astfel, timp de două sau trei zile, Marcel și lui vor fi singuri. În cursul nopții, ei or să aranjeze ultimele amănunte. A doua zi lucrul va fi posibil. Rambert mulțumi. Sunteți mulțumit? Întrebă bătrâna. El zise da, dar se gândea la altceva. A doua zi, sub un cer încărcat, căldura era umedă și năbușitoare. Știrile despre ciumă erau rele. Bătrâna spaniolă își păstra totuși seninătatea. Lumea e plină de păcate, zicea ea. Așa că ce să-i faci? Ca și Marcel și lui, Rambert era gol până la brâu. Dar așa gol cum era, sudoarea îi curgea pe spinare și pe piept. În penumbra casei cu obloanele trase, asta le dădea o culoare brună și lucioasă. Rambert se plimba în jurul camerei fără să spună nimic. Într-un fel neașteptat, pe la orele 4 după amiază, el se îmbrăcă și anunță că ieșea. Fii atent, zise Marcel. E pentru miezul nopții, totul e aranjat. Rambert se duse acasă la doctor. Mama lui Rieu îi spuse lui Rambert că îl poate găsi la spitalul din partea de sus a orașului. Înaintea postului de pază, aceeași mulțime se învârtea mereu în jurul ei însăși. Circulați, zicea un sergent. Doctorul făcea incizia ganglionilor unui bolnav pe care două infirmiere, din două părți ale patului, îl țineau răstignit. Când se ridică, doctorul depuse instrumentele pe platoul pe care un ajutor îl întinse și rămase o clipă nemișcat, uitându-se la omul pe care tocmai îl pansau. Ce mai e nou? Îi zise el lui Taru, care se apropia. Panlu acceptă să-l înlocuiască pe Rambert la casa carantină. Ne-a mai ajutat el mult și până acum. Rămâne ca echipa a treia de teren să se regrupeze fără Rambert. Rieu aprobă din cap.
Castel a terminat primele preparate. Propune o încercare. A, zise Rieu, asta e bine. În fine, e aici Rambert. Rieu se răsuci. Pe deasupra măștii, ochii săi se micșora răzărindu-l pe gazetar. Ce faci dumneata aici? Zise el. Ar trebui să fii în altă parte. Taru zise că plecarea e în seara asta pe la miezul nopții și Rambert adăugă. În principiu. De fiecare dată când unul din ei vorbea, masca hidrofilă se umfla și se umezea în dreptul gurii. Asta dădea conversației ceva ireal, ca un dialog între statui. Aș vrea să vă vorbesc, zise Rambert. O să ieșim împreună, dacă vrei. Așteaptă-mă în biroul lui Taru. Câtva timp după aceea, Rambert și Rieu se instalau pe banca din spatea mașinii doctorului. Taru conducea. Nu se mai găsește benzină, zise acesta demarând. Mâine mergem pe jos. Doctore, zise Rambert, nu plec și vreau să rămân cu dumneavoastră. Taru nu se clinti. Continua să conducă. Rieu părea incapabil să se smulgă din oboseala lui. Și ea, zise el cu o voce înăbușită. Rambert zise că s-a mai gândit, că el continua să creadă ceea ce credea, dar dacă ar pleca, i-ar fi rușine. Asta l-ar stingeri în iubirea lui pentru aceea pe care o lăsase. Dar Rieu se îndreptă și zise cu o voce fermă că asta e o tâmpenie și că nu e o rușine să prefer fericirea. Da, zise Rambert, dar poate să-ți fie rușine să fii fericit singur. Taru, care tăcuse până atunci fără să se întoarcă spre ei, zise că dacă Rambert voia să împărtășească nenorocirea oamenilor, nu o să mai aibă niciodată timp pentru fericire. Trebuia să aleagă. Nu-i asta, zise Rambert. Am crezut totdeauna că sunt străin de acest oraș și că n-am nicio legătură cu dumneavoastră. Dar acum când am văzut ce am văzut, știu că sunt de aici, indiferent dacă vreau sau nu. Povestea asta ne privește pe toți. Nimeni nu răspunse și Rambert păru să-și piardă răbdarea. O știți de altfel foarte bine. Altfel ce căutați în acest spital? Prin urmare, dumneavoastră ați ales și ați renunțat la fericire? Taru și eu tot nu răspunseră. Tăcerea dură multă vreme până se apropiară de casa doctorului. Și din nou Rambert puse întrebarea sa ultimă cu și mai mare tărie. Și singur Rieu se răsuci spre el. Se ridică făcând un efort. Iartă-mă, Rambert, zise el, dar nu știu. Rămâi cu noi din moment ce o dorești. O deviere bruscă a mașinii îl făcu să tacă, apoi reluă uitându-se drept înaintea lui. Nimic pe lume nu merită să te facă să renunți la ceea ce iubești. Și totuși, am renunțat și eu, fără să știu pentru ce. Recăzu încet pe perna sa. E un fapt, atâta tot, zise el cu oboseală. Să-l înregistrăm și să tragem consecințele. Ce consecințe? Întrebă Rambert. A, zise Rieu, nu se poate în același timp să vindeci și să știi. Deci să vindecăm cât mai repede posibil. E lucrul cel mai grabnic. La miezul nopții, Taru și Rieu îi trasau lui Rambert planul cartierului pe care îl însărcinau să-l cerceteze, când Taru se uită la ceas. Ridicând fruntea, întâlni privirea lui Rambert. I-ați prevenit? Ziaristul își feri privirea. Trimisesem un bilet, zise el cu trudă, înainte să vin să vă văd. În ultimele zile ale lui octombrie, fu încercat serul lui Castel. Practic, acest ser era ultima speranță a lui Rieu. În cazul unui nou eșec, doctorul era convins că orașul va cădea pradă capricilor maladiei, fie că epidemia și-ar prelungi încă acțiunea timp de luni întregi, fie că s-ar hotărâ să se oprească fără pricină. Chiar în ajunul zilei în care Castel veni să-l viziteze pe Rieu, fiul domnului Otton se îmbolnăvise și toată familia trebuise să intre în carantină. Mama, care ieșise cu puțin înainte, se văzu deci izolată pentru a doua oară. Respectând instrucțiunile, judecătorul îl chemă pe doctorul Rieu îndată ce recunoscu pe corpul copilului semnele bolii. Când Rieu sosi, tatăl și mama stăteau în picioare la marginea patului. Fetița fusese îndepărtată. Copilul era în perioada de toropire și se lăsă examinat fără să se plângă.
când doctorul ridică fruntea, întâlni privirea judecătorului și în spatele lui, fața palidă a mamei care își pusese o batistă la gură și urmărea gesturile doctorului cu ochii larg deschiși. Asta e, nu-i așa?" zise judecătorul cu un glas rece. Da," a răspuns Rieu privind din nou copilul. Ochii mamei crescură, dar ea continua să nu zică nimic. Judecătorul tăcea și el, apoi zise pe un ton mai coborât. Ei bine, doctore, trebuie să facem ceea ce e prescris." Rieu se ferea să o privească pe mamă, care își ținea mereu batista la gură. Are să meargă repede," zise el ezitând. Dacă aș putea să telefonez." Domnul Otun zise că o să arate unde e telefonul, dar doctorul se întoarse spre femeie. Sunt dezolat. Trebuie să pregătiți câteva lucruri. Știți despre ce e vorba." Doamna Otun păru încremenită. Se uita în pământ. Da," zise ea dând din cap. O să pregătesc." Înainte de a-i părăsi, Rieu nu se putu împiedica să-i întrebe dacă n-au nevoie de ceva. Femeia îl privea mereu în tăcere, dar judecătorul își feri de asta dată privirea. Nu," zise el. Apoi înghiți. Dar salvați-mi copilul." Carantina, care la început nu era decât o simplă formalitate, fusese organizată de Rieu și Rambert într-un mod foarte strict. În special, ei ceruseră ca membrii aceleiași familii să fie totdeauna izolați unii de alții. Dacă unul din membrii familiei fusese contaminat fără să o știe, nu trebuiau înmulțite ocaziile favorabile maladiei. Rieu explica aceste considerente judecătorului, care le găsi bune. Cu toate acestea, soția lui și el se privire într-un astfel de mod încât doctorul simți până la ce punct această despărțire îi lăsa descumpăniți. Doamna Otton și fetița ei putură să fie trimise la hotelul de carantină condus de Rambert, dar pentru judecătorul de instrucție nu mai era loc decât în tabăra de izolare pe care prefectura tocmai o organiza pe stadionul municipal cu ajutorul corturilor împrumutate de Serviciul Drumurilor Publice. Rieu se scuză, dar domnul Otton zise că există o regulă pentru toată lumea și că era drept să se supună. Cât despre copil, el fu transportat la spitalul auxiliar într-o veche sală de clasă în care fuseseră instalate 10 paturi. Cam după 20 de ceasuri, Rieu consideră cazul său disperat. Micul corp se lăsa devorat de infecție fără nicio reacție. Foarte mici ganglioni dureroși, dar abia formați, blocau articulațiile membrelor sale fragile. Era dinainte învins. De aceea a avut Rieu ideea să încerce pe el serul lui Castel. În aceeași seară, după masă, îi făcură lunga inoculare, fără să obțină o singură reacție din partea copilului. A doua zi în zori, toți se adunară lângă băiat ca să-și dea seama de cum decurgea această experiență hotărătoare. Copilul ieși din toropeala sa, se răsucea convulsiv în așternuturi. Doctorul, Castel și Taru stăteau lângă el de la orele 4 dimineața, urmărind pas cu pas progresele sau opririle bolii. La capătul patului se vedea puțin curbată silueta masivă a lui Taru. La picioarele patului, șezând lângă Rieu, care sta în picioare, Castel citea o veche lucrare, arătând după toate aparențele liniștit. Încetul cu încetul, pe măsură ce se făcea ziua, în vechea sală de școală soseau ceilalți. Panlu mai întâi, care își găsi loc în partea cealaltă a patului, opusă lui Taru și se sprijini de perete. O expresie dureroasă se citea pe chipul său și oboseala tuturor acestor zile, în care se expusese direct primejdiei, săpase riduri pe fruntea sa congestionată. Sosi apoi Grand. Era ora 7 și funcționarul se scuză că era cu sufletul la gură. N-avea să rămână decât o clipă. Poate se știa deja ceva precis. Fără să scoată un cuvânt, Rieu îi arătă copilul care, cu ochii închiși și cu chipul descompus, cu dinții strânși la limita puterilor, cu trupul nemișcat, își întorcea mereu capul la dreapta și la stânga, pe surul de pernă fără cearșaf. Când în sfârșit se făcu destulă lumină, pentru ca în fundul sălii, pe tabla școlărească rămasă acolo să se poată distinge urmele unor vechi formule algebrice, sosi Rambert. El se rezemă cu spatele de patul vecin și scoase un pachet de țigări. Dar după ce văzu copilul, băgă la loc pachetul în buzunar. Castel, tot pe scaun, se uită la Rieu pe deasupra ochelarilor. Aveți știri despre tată?" Nu," zise Rieu.
Este în tabăra de izolare. Doctorul strângea cu putere bara patului în care gemea copilul. Nu părăsea din priviri micul bolnav, care se înțepeni brusc și cu dinții din nou strânși, se scobi puțin la nivelul taliei, îndepărtându-și încet brațele și picioarele. Dinspre micul corp, gol sub cuvertura militară, urcă un miros de lână și de sudoare acră. Copilul se destinse încetul cu încetul, își readuse brațele și picioarele spre centrul patului și, mereu orb și mut, păru să respire mai iute. Riu întâlni privirea lui Taru, care întoarse ochii. Văzuseră deja copii morind, de vreme ce teroarea de luni de zile nu alegea, dar niciodată nu urmăriseră suferința lor minut cu minut, cum o făceau de azi dimineață. Și, bineînțeles, chinul pe care îl îndurau acești inocenți nu încetase niciodată să li se pară ceea ce era el în realitate, adică un lucru scandalos. Dar până atunci, cel puțin, ei se scandalizau oarecum la un mod abstract, pentru că ei nu priviseră niciodată în față, atât de îndelungat, agonia unui inocent. Ca și cum ar fi fost mușcat de burtă, copilul tocmai se încovoia din nou cu un geamă subțire. El rămase astfel ghemuit timp de lungi clipe, zgâlțit de frisoane și de tremurături convulsive, ca și când plăpândele lui mădulare se încovoiau sub vântul furios al ciumei și părâiau sub suflul repetat al febrei. După ce vârtejul trecu, el se destinse puțin, febra păru să se retragă și să-l părăsească cu răsuflarea ei tăiată pe un țărm umed și otrăvit, unde odihna seamănă deja cu moartea. Când valul arzător îl atinse din nou pentru a treia oară și îl săltă puțin, copilul se chirci, se retrase în fundul patului cuprins de spaima flăcării care îl ardea și își agită înnebunit capul azvârlind pătura. Lacrimi mari țâșnind de sub ploapele inflamate începură să curgă pe chipul său plumburiu și, la capătul crizei, epuizat, crispându-și picioarele osoase și brațele, a căror carne se topise în 48 ore, copilul luă în patul pustiit o poză grotescă de crucificat. Taru se aplecă și cu mâna sa grea șterse micul chip înmuiat de lacrimi și de sudoare. De la un timp, Castel își închisese cartea și se uita la bolnav. El începu o frază, dar, ca să poată să o termine, fu obligat să tușească, pentru că vocea sa detună brusc. N-a avut o diminuare de dimineață, nu-i așa, doctore? Riu zise că nu, dar copilul rezistă de mai mult timp decât e normal. Panlu, care se rezema ca prăbușit de zid, zise atunci cu un glas înăbușit: dacă trebuie să moară, atunci a suferit mai mult. Riu se întoarse brusc spre el și deschise gura să vorbească, dar tăcu, făcu un efort vizibil să se stăpânească și reveni cu privirea asupra copilului. Lumina se mărea în sală. În celelalte cinci paturi, forme de corpuri se mișcau și gemeau, dar cu o discreție care părea convenită. Singurul care striga la celălalt capăt al sălii scotea la intervale regulate mici exclamații care păreau să exprime mai degrabă uimire decât durere. Se părea că, chiar pentru bolnavi, nu mai era spaima de la început. Era acum un soi de consimțire în felul lor de a suporta boala. Singur copilul se zbătea din toate puterile. Riu, care din timp în timp îi lua pulsul, fără necesitate de altfel și mai degrabă ca să iasă din nemișcarea neputincioasă în care se afla, simțea închizând ochii cum agitația aceasta se amesteca cu tumultul propriului său sânge. El se confunda atunci cu copilul condamnat la supliciu și încerca să-l susțină cu toată puterea sa încă intactă. Dar numai un minut reunite, pulsațiile inimilor lor se dezacordau. Copilul îi scăpa și efortul său se prăbușea în vid. El dădea atunci drumul încheieturii subțire a mâinii copilului și se întorcea la locul lui. De lungul pereților văruiți, lumina devenea din trandafirie galbenă. O dimineață călduroasă începea să se facă simțită în spatele geamurilor. Grom abia fu auzit când plecă, zicând că o să revină. Toți așteptau. Copilul, cu ochii mereu închiși, părea că s-a liniștit puțin. Mâinile devenite gheare răcâiau încet marginile patului. Urcarea apoi zgâriară pătura aproape de genunchi și, deodată, copilul își îndoi picioarele, își vârâ genunchii în burtă și rămase nemișcat. El deschise atunci ochii pentru întâia oară și se uită la Riu, care stătea înaintea lui. În scobiturile feței lui împietrită, acum, ca într-un pământ ars, gura îi se deschise și, aproape imediat, scoase din ea un strigăt continuu pe care respirația abia l-anunța
și care umplu deodată sala de un protest monoton, discordant și atât de puțin omenesc, că părea să vină de la toți oamenii în același timp. Rieu strânse din dinți și Taru se întoarse cu spatele. Rambert se apropie de pat lângă Castel, care închise cartea rămasă deschisă pe genunchi. Panlu se uită la această gură de copil pângărită de boală, plină de acest țipăt al tuturor vârstelor, și se lăsă să alunece în genunchi și toți de acolo găsire firesc să-l audă zicând cu o voce puțin înăbușită, dar distinctă, în mijlocul vaietului fără nume care nu se oprea: Doamne, scapă acest copil! Dar copilul continua să strige și, jur împrejurul lui, bolnavii se agitară. Cel ale cărui exclamații nu încetaseră, de la celălalt capăt al încăperii, își întețin ritmul vaietului său până ce scoase și el un țipăt asemănător, în timp ce ceilalți gemeau din ce în ce mai tare. Un val de hohote de plâns se revărsă în sală, acoperind ruga lui Panlu, iar Rieu, agățat de para patului, închise ochii, amețit de oboseală și dezgust. Când îi redeschise, dădu cu ochii alături de el de Taru. Trebuie să plec de aici, a zis Rieu. Nu pot să-i mai suport. Dar deodată ceilalți bolnavi tăcură. Doctorul își dădu atunci seama că strigătul copilului slăbise, că mai slăbea încă și că se oprise chiar. Împrejurul lui, vaetele reîncepeau, dar înăbușit ca și un ecou îndepărtat al acestei lupte care tocmai se sfârșise. Căci se sfârșise. Castel trecuse de cealaltă parte a patului și zise că s-a terminat. Cu gura deschisă, dar mută, cu urme de lacrimi pe obraz, copilul se odihnea în mijlocul păturilor în dezordine, devenit deodată mai mic. Panlu se apropie de pat și făcu gestul binecuvântării. Apoi își adună poalele și ieși prin coridorul principal. Va trebui să luăm totul de la început? Îl întrebă Taru pe Castel. Bătrânul doctor dădu din cap. Poate, zise el cu un surâs crispat. La urma urmei, a rezistat destul de mult. Dar Rieu părăsea sala deja, cu un pas atât de grăbit și cu un astfel de aer, că atunci când trecu pe lângă Panlu, acesta întinse mâna să-l rețină. Doctore, îi zise el. Rieu se întoarse fără să se oprească și îi aruncă cu violență. Cel puțin ăsta era nevinovat, o știți bine. Apoi se întoarse și trecând prin ușile sălii înaintea lui Panlu, ajunse la capătul curții școlii. Se așeză pe o bancă între niște mici arbori prăfuiți și șterse sudoarea care îi curgea în ochi. Îi venea încă să strige ca să desfacă în sfârșit nodul violent care îi strângea inima. Căldura cădea încet printre ramurile ficușilor. Cerul albastru al dimineții se acoperea repede de o albeață care făcea aerul și mai înăbușitor. Rieu se lăsă în voie pe o bancă. Contempla ramurile, cerul, regăsindu-și încet respirația, alungându-și încetul cu încetul oboseala. De ce mi-ați vorbit cu atâta mânie? Zise o voce în spatele lui. Spectacolul era și pentru mine insuportabil. Rieu se întoarse spre Panlu. E adevărat, zise el. Iertați-mă, dar oboseala te scoate din minți. Și sunt ore în acest oraș când nu mai simt decât revoltă. Înțeleg, murmură Panlu. E revoltător pentru că asta întrece puterile noastre, dar poate că trebuie să iubim ceea ce nu putem să înțelegem. Rieu se îndreptă dintr-o dată. Se uită la Panlu cu toată puterea și pasiunea de care era în stare și îi dădu din cap. Nu, părinte, zise el, am altă părere despre iubire și voi refuza până la moarte să iubesc această creațiune în care copiii sunt torturați. Pe fața lui Panlu trecu o umbră răvășită. A, doctore, făcu el cu tristețe, acum am înțeles ce înseamnă harul. Dar Rieu se lăsase din nou pe bancă. Din adâncul oboselii sale care-i reveni, răspunse și mai încet. Eu nu l-am, știu, dar nu vreau să discut asta cu dumneavoastră. Lucrăm împreună pentru ceva care ne reunește dincolo de blesteme și rugăciuni. Numai asta e important. Panlu se așeză lângă Rieu. Avea un aer mișcat.
Da, zise el. Da, dumneavoastră de asemenea acționați pentru mântuirea omului. Rieu încercă să zâmbească. Mântuirea omului e un cuvânt prea mare pentru mine. Nu merg atât de departe. Ceea ce mă interesează este sănătatea lui înainte de toate. Panlu ezită. Doctore, zise el, dar se opri. Pe fruntea lui, de asemenea, a început să curgă și roaie de sudoare. Murmură. La revedere! Și ochii lui străluciră când se ridică. Era gata să plece când Rieu, care căzuse pe gânduri, se ridică de asemenea și făcu un pas spre el. Încă o dată, iertați-mă, zise el. Această ieșire nu să se mai repete. Panlu îi întinse mâna și îi zise cu tristețe. Și totuși, nu v-am convins. Ce importanță are, zise Rieu. Ce urăsc eu este moartea și durerea, știți bine, și vrând nevrând, le suferim și luptăm contra lor împreună. Rieu reține mâna preotului. Vedeți, zise el evitând să-l privească, nici măcar Dumnezeu nu poate acum să ne despartă. De când intrase în formațiile sanitare, Panlu nu părăsise spitalele și locurile unde ciuma putea fi întâlnită. El își alesese printre salvatori locul care îi se părea de datoria lui să fie al său, adică cel din tâi. Spectacolele morții nu-l lipsiseră. Și cu toate că în principiu era protejat de vaccin, grija de propria lui moarte nu-i rămase mai puțin străină. În aparență își păstrase totdeauna calmul. Dar începând din ziua aceasta, în care văzuse îndeaproape un copil murind, el păru schimbat. O tensiune în creștere se citea pe chipul său și în ziua în care, zâmbind, el îi spuse lui Rieu că pregătea un scurt tratat cu subiectul poate un preot să consulte un medic, doctorul a avut impresia că era vorba de ceva mult mai serios decât părea să o spună Panlu. Cum doctorul își exprimă dorința să cunoască această lucrare, Panlu îl anunță că avea să țină o predică după liturghia pentru bărbați și că își va expune cu această ocazie cel puțin câteva din punctele sale de vedere. Aș vrea să veniți, domnule doctor. Subiectul o să vă intereseze. Părintele își ținu a doua sa predică pe o zi cu vânt mare. La drept vorbind, rândurile asistenței erau mai rare decât la prima predică. Acest gen de spectacol nu mai avea atracția noutății pentru concetățenii noștri. În împrejurările grele prin care trecea orașul nostru, însuși cuvântul noutate își pierduse sensul. De altfel, cea mai mare parte a oamenilor, atunci când nu fugeau cu totul de îndatoririle lor religioase sau când nu le făceau să coincidă cu o viață personală profund imorală, înlocuiau practicile obișnuite prin superstiții lipsite de sens. Purtau mai bucuroși medalii protectoare sau amulete ale Sfântului Roș decât să se ducă la liturghie. Se poate da aici ca exemplu lipsa de moderație cu care concetățenii noștri făceau uz de profeții. În primăvară, într-adevăr, așteptaseră de la un moment la altul sfârșitul molimei și nimeni nu se gândise să ceară altuia precizări asupra duratei epidemiei, dat fiind că toată lumea era convinsă că n-o să dureze. Dar pe măsură ce zilele treceau, începură să se teamă că această nenorocire chiar n-o să aibă sfârșit și odată cu asta, încetarea epidemiei deveni obiectul tuturor speranțelor. Se răspândeau astfel din om în om diverse profeții care se datorau unor magi sau unor sfinți ai bisericii catolice. Unii tipografi din oraș văzură foarte repede folosul pe care îl puteau trage de pe urma acestei noi mode și difuzară în numeroase exemplare textele care circulau. Dându-și seama că publicul era stăpânit de o curiozitate nesățioasă, ei întreprinseră cercetări în bibliotecile municipale asupra tuturor mărturilor de acest gen pe care istoria anecdotică le putea aduce și le răspândiră în oraș. Când istoria însă își fu epuizată de profeții, ele fură comandate ziariștilor care, cel puțin, asupra acestui punct, se arătară la fel de competenți ca și confraților din veacurile trecute. Unele din aceste profeții apăreau chiar în foileton în ziare și nu erau citite cu mai puțină lăcomie decât povestirile sentimentale pe care le puteai găsi în locul lor în timpurile normale. Unele din aceste previziuni se sprijineau pe calcule bizare în care interveneau cifrele anului, numărul morților și socoteala lunilor deja petrecute sub regimul ciumei. Altele stabilau comparații cu marile ciume ale istoriei, scoțând la iveală asemănări pe care profețiile le numeau constante și, pe bază de calcule numai puțin bizare,
pretindeau că trag din ele învățăminte cu privire la încercarea prezentă. Dar cele mai apreciate de public erau, fără discuție, acelea care, într-un limbaj apocaliptic, anunțau serii de evenimente dintre care fiecare putea fi acela prin care trecea orașul și a căror complexitate lăsa liberă orice interpretare. Nostradamus și Sfânta Odile fură astfel consultați zilnic și în mod fructuos. Nostradamus, Michel de Nostradamus, 1503-1566, astrolog și medic francez, care și-a câștigat o mare popularitate, îngrijind cu devotament ciumații din sudul Franței și scriind catrene profetice. Ceea ce de altfel rămânea comun tuturor profețiilor era faptul că în cele din urmă erau liniștitoare. Numai ciuma nu era. Aceste superstiții le țineau deci concetățenilor noștri loc de religie. Și iată de ce predica lui Panlu a avut loc într-o biserică plină numai pe 3 sferturi. În seara predicii, când sosi Rieu, vântul care se strecura în filoane de aer prin ușile cu resort de la intrare, circula liber printre auditori. Și într-o biserică friguroasă și tăcută, în mijlocul unei asistențe compuse exclusiv din bărbați, el se așeză și îl văzu pe părinte urcând la amvon. Acesta din urmă vorbi pe un ton mai blând și mai chipzuit decât prima oară și în mai multe rânduri cei de față observară o oarecare ezitare în alocuțiunea lui. Și încă un lucru curios, nu mai spunea voi, ci noi. Totuși vocea sa se întări încetul cu încetul. El început prin a reaminti că de luni întregi ciuma era printre noi și că acum, că o cunoșteam mai bine după ce am văzut-o de atâtea ori așezându-se la masa noastră sau la căpătâiul celor pe care iubeam, mergând alături de noi și așteptând sosirea noastră la locul unde muncim, acum deci am putea să înțelegem poate mai bine ceea ce ea ne spunea fără încetare și ceea ce, prea surprinși la început, este posibil să nu fi ascultat bine. Ceea ce părintele Panlu mai predicase în același loc rămânea adevărat. Sau cel puțin asta era convingerea lui. Dar mai era posibil, așa cum ni se întâmplă tuturor, și se învinuia de a-i se fi întâmplat lui însuși, el gândise și ne spusese acel lucru fără dragoste creștinească. Ceea ce rămânea totuși adevărat era că din orice lucru e totdeauna ceva de reținut. Pentru un creștin, chiar și cea mai crudă încercare este în folosul lui. Și ceea ce acest creștin trebuia să caute era tocmai folosul său și în ce consta acest folos și cum putea fi găsit. În acest moment, în jurul lui Rieu, oamenii părură să se aranjeze mai bine în bănci și se instalară pe cât puteau de confortabil. Una din ușile capitonate de la intrare zdrângăni ușor. Cineva se deranjă ca să o țină. Și Rieu, distras de această mișcare, abia l-auzi pe Panlu care își relua predica. El spunea cam așa, că nu trebuie să încerci să-ți explici spectacolul ciumei, ci să încerci să înveți din el ceea ce se poate învăța. Rieu înțelese în mod confuz că, după părerea părintelui, nu era nimic de explicat. Interesul său se fixă când Panlu zise apăsat că existau lucruri care puteau fi explicate cu privire la Dumnezeu și altele care nu puteau fi. Există, desigur, binele și răul și, în general, îți explici cu ușurință ceea ce le desparte. Dar în sânul răului, greutatea de a-l explica abia începea. Există, de exemplu, răul aparent necesar și răul aparent inutil. Există Don Juan în infern și moartea unui copil. Căci, dacă e drept ca libertinul să fie fulgerat, este de neînțeles suferința copilului. Și, într-adevăr, nu e nimic mai important pe pământ decât suferința unui copil și oroarea pe care această suferință o aduce cu ea și rațiunile pe care trebuie să-i le găsești. În restul vieții, Dumnezeu ne ușura totul și, până acum, a fi fost credincios nu era niciun merit. Acum, dimpotrivă, Dumnezeu ne punea la zid. Eram astfel sub zidurile groase ale ciumei și, tocmai sub umbra lor ucigătoare, trebuia să găsim folosul nostru. Părintele Panlu refuza chiar să-și acorde avantajele ușoare care i-ar fi permis să sară peste zid. I-ar fi fost ușor să spună că eternitatea marilor bucurii, care le așteptau pe copil, puteau să-i compenseze suferința. Dar, într-adevăr, nu știa nimic despre asta. Cine putea să afirme realmente că eternitatea unei bucurii putea să compenseze o clipă a durerii umane? Acela n-ar fi desigur un creștin al cărui învățător a cunoscut durerea în carnea și în sufletul lui. Nu, părintele va rămâne la zid, credincios acestei răstigniri, al cărei simbol este crucea, față în față cu suferința unui copil. Și îl va spune fără teamă celor care l-ascultau în ziua aceea.
frați creștini, a sosit clipa. Trebuie să crezi totul sau să negi totul. Și cine oare dintre voi ar îndrăzni să nege totul? Riu abia a avut timp să-și dea seama că părintele era pe marginea ereziei, când acesta reluă firul cu putere ca să afirme că acest ordin categoric, această pură cerință, era folosul creștinului. Era de asemenea virtutea lui. Părintele știa că ceea ce era excesiv în virtutea despre care avea să vorbească o să șocheze multe spirite obișnuite cu o morală mai indulgentă și mai clasică. Dar religia din timpul ciumei nu putea fi religia din toate zilele și dacă Dumnezeu putea să admită și să dorească chiar ca sufletul să se afle în tihnă și să se bucure în timpurile de fericire, el îi voia excesiv în excesele nenorocirii. Dumnezeu făcea astăzi făpturilor sale favoarea de a le cufunda într-o asemenea nenorocire, încât ele trebuiau să regăsească și să-și asume cea mai mare dintre virtuți, care consta în totul sau nimic. Un autor profan din secolul trecut pretinsese că dă la iveală secretul bisericii, afirmând că nu există purgatoriu. El subînțelegea prin asta că nu existau jumătăți de măsură, că nu exista decât paradisul și infernul și că nu puteai fi decât mântuit sau osândit, după cum ai făcut alegerea. Asta era, după părerea lui Panlu, o erezie care nu se putea naște decât în sufletul unui libertin, căci există un purgatoriu. Dar existau fără îndoială vremuri când în acest purgatoriu nu prea trebuia să se spere, vremuri când nu se putea vorbi de păcate ușoare. Orice păcat era mortal și orice indiferență criminală. Era totul sau nu era nimic. Panlu se opri și Rieu auzi mai bine în acest moment pe sub uși vaetele vântului care păreau să se întețească afară. Părintele spunea în aceeași clipă că virtutea acceptării totale, despre care se vorbea, nu putea fi înțeleasă în sensul restrâns care îi se dădea de obicei, că nu era vorba de banală resemnare, nici măcar de dificila umilință. Era vorba de umilire, dar de o umilire la care umilitul consimțea. Desigur, suferința unui copil era umilitoare pentru minte și inimă, dar tocmai de aceea trebuia să intre în ea. Tocmai de aceea. Și Panlu asigura auditorul că ceea ce avea să spună nu era ușor de spus. Tocmai de aceea trebuia să o vrei, fiindcă Dumnezeu o voia. Numai astfel creștinul nu cruță nimic. Și cu toate ieșirile închise, merge spre adâncul alegerii esențiale. El va alege să creadă în tot ca să nu fie redus la a nega tot. Și precum bietele femei, care în biserici în acest moment, aflând că ganglionii care se inflamează sunt calea firească prin care corpul își aruncă infecția, ar zice, Doamne, dă-i corpului meu boala, tot așa și creștinul va ști să se lase în voia divinității, chiar neînțeleasă. Nu se poate spune, asta înțeleg, dar asta e inacceptabil. Trebuie să ne aruncăm în inima acestui inacceptabil, care ne este oferit tocmai pentru ca să alegem. Suferința copiilor este pâinea noastră amară, dar fără această pâine, sufletul nostru ar pieri de foame spirituală. Aici, zgomotele și mișcările înăbușite care însoțeau în general pauzele părintelui Panlu, începeau să se facă auzite când, fără veste, predicatorul reluă cu putere, având aerul de a întreba în locul auditorilor săi, care e, la urma urmelor, conduita necesară. Îi era teamă că se va pronunța cuvântul înfricoșător numit fatalism. Ei bine, nu se dea îndărât dinaintea termenului dacă îi se va permite numai să adauge la el adjectivul activ. Desigur, și încă o dată, nu trebuiau imitați creștinii din Abisinia despre care el vorbise. Nu trebuia nici să ne gândim să ne asemănăm cu ciumații persani care zvârleau zdrențele lor asupra pichetelor sanitare creștine, invocând cu glas tare cerul pentru a-l ruga să lovească cu ciuma pe acești necredincioși care voiau să combată răul trimis de Dumnezeu. Și nici dimpotrivă să fie imitați călugării din Cairo care în timpul epidemiilor din secolul trecut dădeau împărtășania ținând azima cu un clește spre a evita contactul cu gurile umede și calde în care putea să zacă microbul. Ciumații persani și călugării păcătuiau în mod egal, căci pentru cei din tâi suferința unui copil nu valora nimic și pentru cei din urmă, dimpotrivă, teama foarte omenească de suferință năpădise totul. În ambele cazuri problema era escamotată. Toți rămâneau surzi la glasul lui Dumnezeu, dar existau alte exemple pe care Panlu voia să le reamintească. Dacă ne luăm după cronicarul Marii Ciume din Marsilia, dintre cei 81 de călugări ai mănăstirii din Mersii,
numai 4 supraviețuiseră febrei. Și din acești 4, 3 fugiseră. Astfel vorbeau cronicarii și nu era de meseria lor să spună mai mult. Dar citind acestea, toate gândurile părintelui Panlu se îndreptau spre acel care rămăsese singur în ciuda celor 77 de cadavre și mai ales în ciuda exemplului celor 3 frați ai săi. Și părintele, lovind cu pumnul marginea amvonului, strigă: "Frații mei, trebuie să fim acela care rămâne." Nu era vorba de a renunța la precauții, la ordinea inteligentă pe care o societate o introduce în dezordinea unui flagel. Nu trebuiau ascultați acei moraliști care spun că trebuie să îngenunchem și să abandonăm totul. Trebuie doar să începem să înaintăm în besnă, puțin orbecăind, și să încercăm să facem binele. Cât despre rest, trebuie să stăm locului și să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu, chiar în ce privește moartea copiilor și fără să căutăm o scăpare personală. Aci, părintele Panlu evocă marea figură a episcopului în timpul ciumei din Marsilia. El reaminti că spre sfârșitul epidemiei, episcopul, după ce făcuse tot ceea ce trebuia să facă, crezând că nu mai există niciun remediu, se încuie cu provizii în casa lui pe care o înconjură cu ziduri, că locuitorii al căror idol era, pentru o răsturnare a sentimentelor, așa cum se întâmplă în excesele suferinței, se supăraseră pe el, îi înconjuraseră casa de cadavre ca să-l contamineze și zvârliră chiar trupuri peste ziduri ca să fie și mai sigur că o să piară. Astfel, episcopul, într-o slăbiciune de ultimă clipă, crezuse că se poate izola în mijlocul unei lume a morții și morții îi cădeau în cap din cer. Tot așa și noi trebuie să ne convingem că nu există insulă în mijlocul ciumei. Nu, nu există cale de mijloc. Trebuie să admitem ceea ce pare de neadmis, pentru că trebuie să alegem între a-L urâ pe Dumnezeu sau a-L iubi. Și cine ar îndrăzni să aleagă ura împotriva lui Dumnezeu? Frații mei, zise în sfârșit Panlu, anunțând că încheie, dragostea pentru Dumnezeu este o dragoste grea. Ea presupune părăsirea totală de sine și disprețul de persoana sa. Dar numai ea singură poate să șteargă suferința și moartea copiilor. Numai ea singură, în orice caz, poate să o facă necesară, fiindcă e cu neputință să o înțelegem și nu putem decât să o voim. Iată greaua învățătură pe care voiam să o împărtășesc cu voi. Iată credința, crudă în ochii oamenilor, hotărătoare în ochii lui Dumnezeu, de care trebuie să ne apropiem. Trebuie să ajungem până la această imagine înfricoșătoare. Pe această culme totul se va amesteca și se va egaliza. Adevărul va țâșni din aparenta nedreptate. Astfel s-a întâmplat că în multe biserici din sudul Franței, ciumații dorm de secole sub lespezile corului și preoții vorbesc pe deasupra mormintelor lor și spiritul pe care ei îl propagă izvorăște din această cenușă în care copiii și-au depus totuși partea lor. Când Riu ieși, un vânt violent năvăli cu putere prin ușa întredeschisă și îi izbi în plină față pe credincioși. Aducea în biserică un miros de ploaie, o mireasmă de trotuar ud, care îi lăsa să ghicească înfățișarea orașului înainte ca ei să fie ieșit. În fața doctorului Rieu, un preot bătrân și un tânăr diacon, care ieșeau în acest moment, avură de furcă să-și țină pălăria pe cap. Asta nu îl împiedica pe cel mai în vârstă să continue să comenteze predica. El lăuda elocvența lui Panlu, dar se neliniștea de îndrăznelile de gândire de care părintele dăduse dovadă. Socotea că această predică arăta mai multă neliniște decât putere și că la vârsta lui Panlu, un preot n-avea dreptul să fie neliniștit. Tânărul diacon, cu capul în jos ca să se apere de vânt, îl asigură că venea des pe la Panlu, că era la curent cu evoluția lui și că tratatul său o să fie mult mai îndrăzneț încă și nu să capete fără îndoială permisia ecleziastică de a fi tipărit. Care e atunci ideea lui?" zise bătrânul preot. Ajunseseră în piața din fața bisericii și vântul îi înconjura urlând, împiedicându-l pe cel mai tânăr să deschidă gura. Când putu să vorbească, el zise doar: "Dacă un preot consultă un medic, se produce o contradicție." Lui Riu, care îi reproducea cuvintele lui Panlu, Taru îi zise că el cunoaște un preot care își pierduse credința în timpul războiului, când descoperise un chip de tânăr cu ochii plesniți. "Panlu are dreptate," zise Taru. "Când inocența are ochii plesniți, un creștin trebuie să-și piardă credința sau să accepte să-i plesnească ochii. Panlu nu vrea să-și piardă credința. El o să meargă până la capăt. E tocmai ceea ce a vrut să zică." Această observație a lui Taru ne permite ea oare să luminăm puțin evenimentele nefericite care urmară,
și în care comportarea lui Panlu păru de neînțeles celor care îl înconjurau, se va vedea. Câteva zile după predică, Panlu într-adevăr se mută. Era momentul când evoluția bolii provoca mutări continui în oraș. Și tot așa cum Taru trebuise să părăsească hotelul său ca să locuiască la Rieu, tot așa părintele trebuie să lase apartamentul pe care ordinul său bisericesc îl dăduse ca să vină să stea la o persoană bătrână care frecventa asidu biserica și era încă neatinsă de ciumă. În timpul mutării părintelui, el simțise cum îi crește oboseala și neliniștea și așa se face că pierdu considerația proprietăresei, căci aceasta, lăudând călduros în fața lui meritele profeției sfintei Odil, preotul îi arătase o foarte ușoară nerăbdare datorită fără îndoială oboselii lui. Nici o încercare pe care o făcu apoi ca să obțină de la bătrâna doamnă cel puțin o neutralitate binevoitoare nu-i reuși. Făcuse o impresie rea și în fiecare seară, înainte de a intra în camera lui plină de valuri de dantele croșetate, el trebuia să contemple spatele gazdei cum stătea în salonul ei, în timp ce era silit să ducă cu el amintirea unui "Bună seara, părinte!" pe care ea îl adresase pe un ton rece și fără să se întoarcă. Pe o seară ca asta, în momentul când se culcă, cu capul vuind, simți nevălind la încheieturile mâinilor și întâmple valurile deslănțuite ale unei febre care clocea în el de mai multe zile. Ceea ce urmă nu se afla apoi decât din povestirile gazdei. Dimineața ea se sculase de vreme, conform obiceiului ei. După oarecare timp, mirată că nu-l vede pe părinte ieșind din odaie, se hotărâse după multe ezitări să-i bată în ușă. Îl găsise încă în pat după o noapte de insomnie. Sufera de o apăsare pe piept și părea mai congestionat ca de obicei. Conform propriilor ei cuvinte, ei propusese cu amabilitate să cheme un medic, dar propunerea ei fusese respinsă cu o violență pe care o considera regretabilă. Nu-i rămăsese altceva de făcut decât să se retragă. Puțin mai târziu, părintele sunase și o chemase. El se scuzase pentru ieșirea avută și îi declarase că nu putea fi vorba de ciumă, că el nu prezenta niciunul din simptomele bolii și că trebuie să fie o oboseală trecătoare. Bătrâna doamnă îi răspunsese cu demnitate că propunerea ei nu izvoruse dintr-o neliniște de acest ordin. Ea nu avusese în vedere propria ei securitate, care era în mâinile lui Dumnezeu, ci se gândise numai la sănătatea părintelui, de care se considera în parte răspunzătoare. Dar cum părintele nu zicea nimic, gazda, pe cât spunea, dornică să-și facă datoria până la capăt, îi propusese din nou să cheme doctorul. Părintele refuzase din nou, dar adăugând niște explicații pe care bătrâna doamnă le socotise foarte confuze. Ea credea numai că a înțeles și tocmai asta îi se părea de neînțeles. A înțeles că părintele refuza consultația pentru că această consultație nu era în acord cu principiile lui. Ea trăsese de aici concluzia că febra tulbura ideile locatarului ei și se mărginise să-i aducă ceai. Mereu hotărâtă să îndeplinească foarte exact obligațiile pe care situația îi le crea, îl vizitase regulat pe bolnav la fiecare 2 ore. Ceea ce o impresionase cel mai mult era agitația continuă în care părintele își petrecuse ziua. Arunca cearșafurile de pe el și le trăgea apoi în dărât, ștergându-și fără încetare cu palmele fruntea umedă și ridicându-se adesea ca să poată tuși cu o tuse sugrumată, răgușită și umedă, asemănătoare unei smulgeri. El părea atunci că nu poate să dea afară din fundul gâtului tampoane de vată care le înăbușau. La sfârșitul acestor crize, cădea pe spate având toate semnele unei istoviri. În cele din urmă, se mai ridica din nou pe jumătate timp de câteva clipe și privea înaintea lui cu o fixitate mai vehementă decât toată zbaterea dinainte. Dar bătrâna doamnă tot mai ezita să cheme un medic și să-și supere astfel bolnavul. Putea fi vorba de un simplu acces de febră, oricât părea el de spectaculos. Totuși, în timpul după amiezii, ea încercă să-i vorbească preotului, dar nu primi drept răspuns din partea lui decât câteva cuvinte nedeslușite. Își renui propunerea, dar atunci părintele se ridică și, pe jumătate sufocându-se, îi răspunse clar că nu voia niciun doctor. În acest moment, gazda hotărâ că o să aștepte până a doua zi dimineața și că, dacă starea părintelui nu se va ameliora, ea va telefona la numărul pe care agenția Ransdoc îl repeta în fiecare zi de vreo 10 ori la radio. Mereu atentă la îndatoririle ei, ea se gândea să-și viziteze locatarul în timpul nopții și să vegheze asupra lui. Dar seara, după ce îi dedut ceai proaspăt, ea vrut să se întindă puțin și nu se trezi decât a doua zi în zori. Alergă în odaie. Părintele stătea întins fără mișcare. Congestiei extreme din ziua precedentă îi urmase un fel de lividitate cu atât mai pronunțată, cu cât trăsăturile feței lui erau încă pline.
Părintele fixa micul lustru de mărgele multicolore care atârna deasupra patului. La intrarea bătrânei doamne, el întoarse capul spre ea. După spusele gazdei, în acel moment arăta ca și când ar fi fost bătut toată noaptea și ar fi pierdut orice putere de a mai reacționa. Ea îl întrebă cum se simte, ci cu o voce al cărei sunet ciudat de indiferent nu-i scăpă femeii, părintele zise că se simțea prost, că nu avea nevoie de medic și că va fi suficient să fie transportat la spital pentru ca totul să fie conform regulilor. Îngrozită, bătrâna doamnă alergă la telefon. Rieu sosi la amiază. La povestirea gazdei, el răspunse numai că Panlu avea dreptate și că era probabil prea târziu. Părintele îl primi cu același aer indiferent. Rieu îl examină și fu surprins că nu descoperea niciunul din simptomele principale ale ciumei bubonice sau pulmonare, în afară de înfundarea și apăsarea din plămâni. Oricum, pulsul era atât de slab și starea generală atât de alarmantă că erau puține speranțe. Nu aveți niciunul din simptomele principale ale maladiei, îi spuse el lui Panlu. Dar e adevărat, există îndoială și trebuie să vă izolez. Părintele surâse bizar, parcă cu politețe, dar tăcu. Rieu ieși pentru a telefona și se întoarse. Am să rămân lângă dumneavoastră, îi spuse el cu blândețe privindu-l. Celălalt păru că se înviorează și se întoarse către doctor cu niște priviri în care părea să revină un fel de căldură. Apoi, articulă cu greu în așa fel încât era cu neputință să știi dacă spunea acest lucru cu tristețe sau nu. Mulțumesc, zise el, dar slujitorii bisericii n-au prieteni. Ei și-au dăruit totul lui Dumnezeu. Ceru crucifixul care era așezat la capătul patului și, când îl primi, se întoarse ca să-l privească. La spital, Panlu nu descrește dinții. El se supuse ca un obiect tuturor tratamentelor care îi se impuseră, dar nu mai lăsă din mână crucifixul. Cazul preotului continua în acest timp să fie echivoc. Îndoiala persista în mintea lui Rieu. Era ciuma și totuși nu era. De câtva timp de altfel, părea să-i facă plăcere să deruteze diagnosticele. Dar în cazul lui Panlu, ceea ce urmă arătă că această incertitudine era lipsită de importanță. Febra urcă. Tusa a devenit din ce în ce mai răgușită și îl tortură pe bolnav toată ziua. Seara, în sfârșit, părintele expectora această vată care îl sufoca. Era roșie. În plin tumult al febrei, Panlu își păstră privirea indiferentă. Și a doua zi dimineața, când fu găsit mort, pe jumătate răsturnat din pat, privirea lui nu exprima nimic. Se scrisese pe fișa lui: caz îndoielnic. Sărbătoarea tuturor sfinților din anul ăsta nu fu ceea ce era de obicei. Desigur, vremea era așa cum trebuia să fie. Se schimbase brusc și căldurile târzii făcuseră dintr-o dată loc răcorii. Ca și în ceilalți ani, un vânt rece sufla acum în continuu. Nori groși alergau dintr-o parte în alta a orizontului, acopereau cu umbră casele asupra cărora, după trecerea lor, recădea lumina rece și aurie a cerului de noiembrie. Își făcuseră apariția primele impermeabile, dar se observa un număr surprinzător de stofe cauciucate și lucioase. Ziarele povestiseră într-adevăr că cu 200 de ani în urmă, în timpul marilor ciume din sudul Franței, medicii purtau pentru a se feri stofe trecute prin ulei. Magazinele profitaseră de asta pentru a desface un stoc de haine demodate datorită cărora fiecare spera să devină imun. Dar toate aceste semne ale anotimpului nu te puteau face să uiți că cimitirile erau părăsite. În ceilalți ani, tramvaiele erau pline de mirosul fad al crizantemelor și grupuri de femei se duceau la locurile unde rudele lor erau îngropate să depună flori pe mormântul lor. Era ziua în care se încerca să se compenseze pe lângă defunct izolarea și uitarea în care fusese lăsat timp de luni întregi. Dar anul ăsta nimeni nu mai voia să se gândească la cei morți. Se gândeau și așa prea mult la ei și nu mai era vorba să revii la mormântul lor cu puțin regret și multă melancolie. Nu mai erau părăsiții, pe lângă care vii să te justifici o zi pe an. Erau intrușii pe care doreai să-i uiți. Iată de ce, anul acesta, ziua morților, fu întrucâtva suprimată. După cum spunea Cotar, la care Taru observa un limbaj din ce în ce mai ironic, în fiecare zi era ziua morților. Și realmente, focurile sărbătorești ale ciumei ardeau în crematoriu cu o veselie tot mai mare. Ce-i drept, de la o zi la alta, numărul morților nu mai creștea.
Se părea însă că flagerul se instalase confortabil în forma lui paroxistică și că vedea în omorurile lui zilnice precizia și regularitatea unui bun funcționar. În principiu și după părerea personalităților competente, acesta era un semn bun. Graficul progreselor ciumei, cu creșterea lui neîncetată, urmată apoi de o lungă linie staționară, îi se părea de pildă doctorului Richard foarte reconfortant. Este un grafic bun, excelent, spunea el. El socotea că maladia atinsese ceea ce el numea un prag constant. De acum încolo, ea nu mai putea decât să descrească. Richard credea că meritul este al noului ser al lui Castel, care, într-adevăr, tocmai cunoscuse câteva succese neașteptate. Bătrânul Castel nu-l contrazicea, dar considera că, de fapt, nu se putea prevede nimic, istoria epidemiilor comportând salturi neprevăzute. Prefectura, care dura de multă vreme să potolească spiritul public și căreia ciuma nu-i dădea posibilitatea să o facă, își propunea să întrunească medicii pentru a le cere un raport pe această temă, când doctorul Richard fură pus și el de ciumă și tocmai pe pragul molimei. Administrația, în fața acestui exemplu, impresionant fără îndoială, dar care la urma urmei nu dovedea nimic, redeveni pesimistă cu aceeași inconsecvență cu care devenise mai întâi optimistă. Castel, în ceea ce îl privea, se mărginea să-și prepare serul lui cât putea cu mai mare grijă. În orice caz, nu mai exista un singur loc public care să nu fi fost transformat în spital sau în carantină și dacă se mai respecta încă prefectura, era pentru că trebuia totuși păstrat un loc de întrunire. Dar, în general, și ca urmare a stabilității relative a ciumei în această epocă, organizarea concepută de Rieu nu fu deloc depășită. Medicii și ajutoarele care depuneau un efort istovitor nu erau obligați să se gândească la eforturi încă și mai mari. Ei trebuiau numai să continue cu regularitate, dacă se poate spune așa, această muncă supraomenească. Formele pulmonare ale epidemiei, care se manifestaseră, se înmulțeau acum în cele patru colțuri ale orașului, ca și cum vântul aprindea și întreținea incendii în piepturi. Întoiul vărsăturilor de sânge, bolnavii erau răpuși mult mai repede. Contagiunea risca acum să fie mai mare, în această nouă formă a epidemiei. E adevărat, părerile specialiștilor fuseseră întotdeauna contradictorii asupra acestui punct. Pentru mai multă siguranță, totuși, personalul sanitar continua să respire sub măști de tifon dezinfectate. La prima vedere, în orice caz, maladia ar fi trebuit să se extindă. Dar cum cazurile de ciumă bubonică se împuținau, balanța era în echilibru. Mai puteau exista totuși alte subiecte de neliniște ca urmare a greutăților de alimentare care creșteau cu timpul. Specula își scosese capul și alimente de primă necesitate, care lipseau pe piața zilnică, se ofereau la negru la prețuri fabuloase. Familiile sărace se aflau astfel într-o situație foarte grea, în timp ce familiile bogate nu duceau lipsă de aproape nimic. Deși ciuma, prin imparțialitatea eficace cu care funcționa, ar fi trebuit să întărească ideea de egalitate printre concetățenii noștri, prin jocul normal al egoismului, din potrivă, ea ascuțea și mai mult în inima oamenilor sentimentul nedreptății. Rămânea, bineînțeles, egalitatea ireproșabilă a morții, dar pe asta nimeni nu dorea. Săracii care sufereau astfel de foame se gândeau cu și mai multă nostalgie încă la orașele și la satele vecine, unde viața era liberă și unde pâinea era ieftină. Din moment ce nu li se putea da suficientă hrană, ei aveau sentimentul, de altfel cam nesocotit, că ar fi trebuit să li se permită să plece. Astfel încât circula o lozincă pe care o puteai citi uneori pe pereții caselor, iar alteori era strigată la trecerea prefectului. Pâine sau aer? Această formulă ironică dădu semnalul unor manifestații repede reprimate, dar al căror caracter grav nu scăpă nimănui. Ziarele, firește, se supuneau consemnului de optimism cu orice preț pe care îl primiseră. Citindu-le, găsea în ele că ceea ce caracteriza situația era exemplul emoționant de calm și sânge rece pe care îl dădea populația. Dar într-un oraș închis în el însuși, unde nimic nu putea să rămână secret, nimeni nu se înșela asupra exemplului dat de comunitate. Și pentru a avea o idee exactă a calmului și a sângelui rece despre care era vorba, era destul să intri într-un loc de carantină sau într-una din taberele de izolare care fusese organizate de administrație. Întâmplarea face că povestitorul, ocupat fiind în altă parte, nu le-a cunoscut și de aceea el nu poate cita aici decât mărturia lui Taru. Taru face într-adevăr în carnetele sale descrierea unei vizite pe care o întreprinsese împreună cu Rambert în tabăra instalată pe stadionul municipal.
Stadionul e așezat cam la porțile orașului și o parte din el dă în strada pe care trec tramvaiele, iar cealaltă spre locuri virane care se întind până la marginea podișului pe care e clădit orașul. Este înconjurat, cum se obișnuiește, de ziduri înalte, din ciment, și fusese suficient să se așeze sentinele la cele patru porți de intrare pentru a face evaziunea dificilă. De asemenea, zidurile împiedicau oamenii din afară să-i stingherească prin curiozitatea lor pe nefericiții care erau puși în carantină. În schimb, aceștia auzeau cât era ziua de mare fără să le vadă trecând tramvaele și ghiceau după rumoarea mai mare pe care o târau cu ele orele de sosire și de ieșire din birouri. Ei știau astfel că viața de la care erau excluși continua la câțiva metri de ei și că zidurile de ciment despărțeau două universuri mai străine unul de altul decât dacă s-ar fi aflat pe planete diferite. Într-o duminică după amiază, Taru și Rambert se hotărâră să se îndrepte spre stadion. Erau însoțiți de Gonzales, jucătorul de fotbal pe care Rambert îl regăsise și care primise până la urmă să conducă cu schimbul supravegherea stadionului. Rambert trebuia să-l prezinte administratorului lagărului. Gonzales spusese celor doi în momentul în care se întâlniseră că era ora în care, înainte de ciumă, el își schimba costumul ca să înceapă meciul. Acum, că stadioanele erau rechiziționate, asta nu mai era posibil și Gonzales se simțea fără rost și avea aerul unui pier de vară. Era unul din motivele pentru care acceptase această supraveghere cu condiția să nu exercite decât la sfârșitul săptămânii. Cerul era pe jumătate acoperit și Gonzales, cu nasul în aer, observa cu regret că acest timp, nici ploios, nici cald, era cel mai potrivit pentru o partidă bună. A vorbea și el cum se pricepea de mirosul compreselor calde cu substanțe uleioase din vestiare, de tribunele înțesate până la refuz, de maiurile de culoare aprinse pe terenul roșcat, de lămâile dintre reprize sau de limonada care înțeapă cu mii de ace răcoritoare gâtlejurile uscate. Taru notează de altfel că în tot timpul drumului, prin străzile desfundate ale mahalalei, jucătorul nu înceta să dea cu piciorul în pietricelele pe care le întâlnea. El încerca să le trimită direct în canale și când reușea, spunea 1-0. Când își sprăvea țigara, scuipa mucul înaintea lui și încerca să-l prindă din zbor cu piciorul. Lângă stadion, niște copii care se jucau trimiseră o minge spre grupul care trecea și Gonzales se deranjă ca să le întoarcă cu precizie. Intrară în sfârșit în stadion. Tribunele erau pline de lume, dar terenul era acoperit de sute de corturi roșii, înăuntrul cărora se zăreau de departe așternuturi de pat și baloturi. Se păstraseră tribunele pentru ca internații să se poată adăposti pe timp de căldură sau de ploaie. Trebuiau pur și simplu la apusul soarelui să se întoarcă în corturi. Sub tribune se aflau dușurile care fuseseră amenajate dinainte și fostele vestiare ale jucătorilor care fuseseră transformate în birouri și infirmerii. Cea mai mare parte dintre internați stăteau prin tribune, alții rătăceau pe tușă. Unii stăteau pe vine la intrarea corturilor lor și lăsau să alunece asupra tot ce întâlneau o privire nedeslușită. În tribune, mulți stăteau prăbușiți și păreau că așteaptă. Ce fac ei toată ziua?" îl întrebă Taru pe Rambert. Nimic." Aproape toți, într-adevăr, stăteau cu brațele spânzurând și mâinile goale. Această uriașă adunare de oameni era ciudat de tăcută. În primele zile nu te puteai înțelege aici," zise Rambert. Dar pe măsură ce au trecut zilele, au început să vorbească din ce în ce mai puțin. Dacă ar fi să dăm crezare notelor sale, Taru îi înțelegea și îi vedea chiar de la început cum stăteau înghesuiți în corturile lor, ocupați să asculte bâzâitul muștelor sau să se scarpine, vărsându-și mânia sau mărturisindu-și spaima când găseau o ureche binevoitoare să-i asculte. Dar începând din momentul în care tabăra fusese suprapopulată, se găsiseră din ce în ce mai puține urechi binevoitoare. Nu ne mai rămâne așadar decât tăcerea și neîncrederea. Exista într-adevăr un fel de neîncredere care cădea din cerul cenușiu, luminos totuși, peste tabăra roșie. Da, toți aveau un aer de neîncredere. Din moment ce fuseseră despărțiți de ceilalți, asta nu era fără justificare și ei aveau înfățișarea celor care își caută justificările și care se tem. Fiecare dintre cei la care Taru se uita avea o privire lipsită de preocupări. Toți aveau aerul că suferă de o despărțire foarte generală de ceea ce constituia viața lor. Și cum nu se puteau gândi mereu la moarte, nu se gândeau la nimic. Erau în vacanță. Dar cel mai rău, scria Taru,
este că sunt niște uitați și că o știu și ei. Cei care îi cunoșteau îi uitaseră pentru că se gândeau la altceva și era și de înțeles. Cât despre cei care îi iubeau, îi uitaseră și aceștia, pentru că trebuiau să se epuizeze în demersuri și în încercări de a-i scoate de acolo. Tot gândindu-se la ceea ce întreprindeau, ei nu se mai gândeau la cel pe care era vorba să-l scoată. Asta era de asemenea normal. Și în cele din urmă îți dădeai seama că nimeni nu este cu adevărat în stare să se gândească la cineva, fie chiar și în cea mai rea dintre nenorociri. Căci a gândi cu adevărat la cineva înseamnă a gândi la el minut cu minut, fără să fii distras de nimic, nici de grijile gospodăriei, nici de băzuitul unei muște, nici de mese, nici de o mâncărime. Dar există întotdeauna muște și mâncărimi. De aceea viața este greu de trăit. Și cei de aici o știu bine. Administratorul care revenea spre ei le spuse că un domn Otung vrea să-i vadă. Îl conduse pe Gonzales în biroul său, apoi îi duse pe Taru și pe Rambert spre un colț al tribunelor, de unde domnul Otung, care se așezase mai la o parte, se ridică să-i întâmpine. Era îmbrăcat tot în același fel și purta același guler tare. Taru observă numai că smocurile lui de la tâmple erau mult mai zbârlite și că unul din șireturile lui era desfăcut. Judecătorul avea un aer obosit și nici o singură dată el nu-și privi interlocutorii în față. Spuse că era bucuros că-i vedea și că-i ruga să-i mulțumească doctorului Rieu pentru tot ce făcuse. Ceilalți tăcură. Sper, zise judecătorul după un timp, că Filip n-a suferit prea mult. Era prima oară când Taru îl auzea pronunțând numele fiului său și înțelese că ceva se schimbase. Soarele cobora la orizont și între doi nori, razele lui intrau lateral în tribune, aurind chipurile celor trei. Nu, zise Taru, nu, într-adevăr n-a suferit. Când se retraseră, judecătorul continua să privească înspre partea unde lucea soarele. Se duseră să-i spună la revedere lui Gonzales, care studia un tabel de supraveghere prin schimburi. Jucătorul râse strângându-le mâinile. Am regăsit cel puțin vestiarele, spunea el. E și asta ceva. Puțin după aceea, administratorul îi reconducea pe Taru și pe Rambert când un sfârâit enorm se auzi din tribune. Apoi difuzoarele, care în vremuri mai bune erau folosite să anunțe rezultatul meciurilor sau să prezinte echipele, declarară cu o voce nazală că internații trebuiau să se întoarcă la corturile lor pentru ca să poată fi distribuită masa de seară. Agale, oamenii părăsiră tribunele și intrară în corturi târându-și pașii. Când se instalară cu toții, două cărucioare electrice dintre cele care se văd în gări trecură printre corturi, transportând oale mari. Oamenii întindeau bărațele, două polonice se scufundau în două oale și ieșeau de acolo pentru a ateriza în două gamele. Căruciorul pornea din nou. O lua de la capăt la cortul următor. E științific, îi zise Taru administratorului. Da, zise acesta cu satisfacție, strângându-le mâna. E științific. Amurgul se lăsase și cerul se limpezise. O lumină dulce și proaspătă scălda tabăra. În pacea serii, zgomote de linguri și farfurii urcau din toate părțile. Lilieci zburară pe deasupra corturilor și dispărură pe neașteptate. De cealaltă parte a zidurilor, un tramvai scârțea la un macaz. Bietul judecător, murmură Taru ieșind pe poartă. A trebuit făcut ceva pentru el, dar cum să ajuți un judecător? Existau astfel în oraș multe alte tabere din acestea despre care naratorul, din scrupul și din lipsă de informații directe, nu poate spune mai mult. Dar ceea ce poate să spună este că existența acestor tabere, mirosul de oameni care venea de acolo, vocile enorme ale difuzoarelor în amurg, misterul zidurilor și teama de aceste locuri condamnate, apăsau greu asupra moralului concetățenilor noștri și se adăugau încă la zăpăceala și suferința tuturor. Incidentele și conflictele cu administrația se înmulțiră. Între timp, pe la sfârșitul lui noiembrie, diminețile deveniră foarte reci. Ploi torențiale spălară asfaltul cu revărsări de ape, curățară cerul și îl lăsară limpezit de nori deasupra străzilor lucioase. Un soare lipsit de putere răspândi în fiecare dimineață deasupra orașului o lumină scânteietoare și înghețată. Spre seară, dimpotrivă, aerul devenea din nou călduț.
Acesta fu momentul pe care îl alese Taru pentru a se destăinui puțin doctorului Rieu. Într-o zi, pe la orele 10, după o zi lungă și istovitoare, Taru îl însuți pe Rieu, care se ducea să-i facă bătrânului astmatic vizita de seară. Cerul lucea blând deasupra caselor vechiului cartier. Un vânt ușor sufla fără zgomot prin răspântiile întunecoase. Veniți din liniștea de afara străzilor, cei doi bărbați dădură peste vorbăria bătrânului. Acesta le spuse că erau unii care nu puteau admite starea de lucruri, că mereu pâinea și cuțitul erau în mâna acelorași, că urciorul nu merge de multe ori la apă și că probabil, și aci își frecă mâinile, o să se lase cu scandal. Doctorul îl îngriji fără ca bătrânul să înceteze să comenteze evenimentele. Auzeau pe cineva mergând deasupra lor. Bătrâna, observând aerul întrebător al lui Taru, le spusese că erau niște vecine care stăteau pe terasă. Aflară în același timp că de acolo de sus avea o vedere frumoasă și că terasele caselor se atingeau adesea dintr-o parte, așa încât femeile din cartier aveau posibilitatea de a-și face vizite fără să iasă din casele lor. Da, zise bătrânul, urcați, ia aer bun sus. Găsiră terasa goală, erau acolo 3 scaune. Dintr-o parte, atât cât putea să cuprindă privirea, nu se vedeau decât terase care sfârșeau prin a se sprijini de o formă întunecoasă și pietroasă, în care recunoscură prima colina orașului. De cealaltă parte, pe deasupra câtorva străzi și a portului invizibil, privirea se pierdea într-un orizont în care cerul și marea se amestecau într-o fremătare nedeslușită. Dincolo de ceea ce ei știau că trebuie să fie falezele, o licărire a cărei sursă nu zăreau, reapărea în mod regulat. Farul strâmturii continua din primăvară să lumineze pentru nave, care îi întorceau spatele îndreptându-se spre alte porturi. În cerul măturat și lăcuit de vânt, străluceau stelele limpezi și licărirea îndepărtată a farului adăuga printre ele, din timp în timp, o pâlpâire cenușie trecătoare. Briza aducea efluvii de mirodenii și de piatră. Tăcerea era absolută. E plăcut, zise Rieu așezându-se. E ca și când ciuma n-ar fi urcat niciodată până aici. Taru stătea cu spatele și privi marea. Da, zise el după un timp. E plăcut. Veni să se așeze lângă doctor și se uite la el cu atenție. De 3 ori licărirea reapăru pe cer. Un zgomot de veselă lovită urcă până la ei din adâncurile străzii. O ușă s-a auzit trântindu-se în casă. Rieu, zise Taru cu un ton foarte firesc. N-ai căutat niciodată să știi cine sunt? Simți vreo afecțiune pentru mine? Da, răspunse doctorul. Am pentru dumneata un sentiment de prietenie, dar până acum ne-a lipsit timpul. Bine, asta mă liniștește. Vrei ca ora asta să fie ora prieteniei? Drept orice răspuns, Rieu îi zâmbi. Ei bine, iată. Câteva străzi mai încolo, o mașină alunecă prelung pe pavajul ud. Se îndepărtă și, în urma ei, exclamații confuze venind de departe, rupseră iarăși tăcerea. Apoi, aceeași tăcere recăzu asupra celor doi oameni, cu toată greutatea ei de cer și de stele. Taru se ridicase ca să se așeze pe parapetul terasei, cu fața spre Rieu, care stătea mereu prevălit în scaunul lui. Nu se vedea din Taru decât o formă masivă, care se profila pe cer. El vorbi multă vreme și iată aproximativ discursul lui reconstituit. Pentru a simplifica, să spunem, Rieu, că eu sufeream deja de ciumă cu mult înainte de a cunoaște acest oraș și această epidemie. Asta spune suficient că sunt la fel ca toată lumea, dar sunt oameni care nu știu lucrul acesta sau care se simt bine în această stare și oameni care știu și ar vrea să scape de ea. Eu am vrut întotdeauna să scap. Când eram tânăr, trăiam cu ideea inocenței mele, adică fără vreo idee. Nu sunt genul de om frământat. Am început așa cum se cuvine. Totul mă reușea. Eram inteligent, fără efort, cu femeile în bune relații și dacă aveam unele neliniști, treceau așa cum veniseră. Într-o zi, am început să reflectez. Acum, trebuie să-ți spun că nu eram sărac ca dumneata. Tatăl meu era procuror, ceea ce era ceva pe atunci. Cu toate astea nu dădea aere, fiind din fire un om cum se cade. Mama mea era simplă și ștearsă și n-am încetat niciodată să o iubesc, dar prefer să nu vorbesc despre ea.
El se ocupa de mine cu afecțiune și cred chiar că încerca să mă înțeleagă. Avea aventuri în afara casei. Sunt sigur acum de asta și sunt de asemenea departe de a mă indigna. Se purta în toate astea așa cum era de aștepta să se poarte, fără să șocheze pe nimeni. Pentru a vorbi pe scurt, nu era foarte original și astăzi că a murit, îmi dau seama că dacă n-a trăit ca un sfânt, nici om rău n-a fost. Ținea o linie de mijloc, iată tot, și este tipul de om pentru care simți o afecțiune rezonabilă, acel gen de afecțiune care poate dura. Avea totuși o particularitate. Marele ghid Shea era cartea lui de căpătâi. Nu că ar fi călătorit, cu excepția vacanței, când se ducea în Bretania, unde avea o mică proprietate, dar era în stare să-ți spună exact orele de plecare și de sosire ale trenului Paris-Berlin, combinațiile de orar pe care trebuia să le faci ca să te duci de la Lyon la Varșovia, kilometrajul exact între orice capitale voiai. Ești dumneata capabil să spui cum se merge de la Briançon la Chamonix? Chiar și un șef de gară s-ar încurca. Tatăl meu nu se încurca. El se străduia aproape seară de seară să-și îmbogățească cunoștințele în această materie și se fălea cu ele. Asta mă amuza mult și puneam adesea întrebări încântat să verific răspunsurile lui în șe și să recunosc că nu greșise. Aceste mici exerciții ne-au legat mult unul de altul, căci îi ofeream un auditoriu a cărui bunăvoință o aprecia. Cât despre mine, găseam că această superioritate în legătură cu căile ferate era la fel de bună ca oricare alta. Dar mă las furat de povestire și risc să-i dau prea multă importanță acestui om de treabă, căci pentru a încheia, el n-a avut decât o influență indirectă asupra hotărârii mele. Cel mult, el mi-a furnizat un prilej. Într-adevăr, când am împlinit 17 ani, tatăl meu m-a invitat să vin să-l ascult. Era vorba de o afacere importantă la curtea cu jur și, desigur, el crezuse că va apărea în lumina lui cea mai bună. Cred de asemenea că el contase pe această ceremonie în stare să impresioneze imaginațiile tinere pentru a mă împinge să intru în cariera pe care el însuși o alesese. Acceptasem pentru că asta îi făcea plăcere tatălui meu și, de asemenea, pentru că eram curios să-l văd și să-l aud în alt rol decât cel pe care îl juca printre noi. Nu mă gândeam la nimic mai mult. Ceea ce se petrecea într-un tribunal mi se păruse întotdeauna la fel de firesc și de inevitabil ca o trecere în revistă de 14 iulie sau o distribuire de premii. Aveam despre asta o foarte abstractă idee și care nu mă stingerea. N-am păstrat totuși din ziua aceea decât o singură imagine, aceea a vinovatului. Cred că era într-adevăr vinovat, puțin importă de ce. Dar acest omuleț de vreo 30 de ani, cu păr roșcat și rar, părea atât de hotărât să recunoască totul, atât de sincer speriat de ceea ce făcuse și de ceea ce avea să-i se facă, încât după câteva minute nu m-am mai uitat decât la el. Avea aerul unei bufnițe speriate de o lumină prea puternică. Nodul cravatei lui nu se ținea exact în unghiul gulerului. Își rodea unghiile de la o singură mână, dreapta. Pe scurt, nu insist. Ai înțeles că era un om viu. De acest fapt, eu îmi dădeam seama brusc. Nu mă gândisem la el până atunci, decât încadrându-l în categoria comodă de inculpat. Nu pot să spun că l-am uitat atunci pe tata, dar ceva mă strângea la burtă, care îmi răpea orice altă atenție, în afară de cea pe care o acordam acuzatului. Nu ascultam aproape nimic. Simțeam că voiau să-l omoare pe acest om viu și un instinct formidabil mă aducea alături de el ca un val cu un fel de încăpățânare oarbă. Nu m-am trezit cu adevărat decât odată cu rechizitoriul tatălui meu. Transformat de roba lui roșie, nici cum se cade și nici afectuos, gura lui viermuia de fraze enorme care ieșeau fără încetare din ea ca niște șerpi. Și am înțeles că el cerea moartea acestui om în numele societății și că cerea chiar să-i se taie capul. E adevărat, el nu spunea decât acest cap trebuie să cadă. Dar, în definitiv, deosebirea nu era mare. Și fu același lucru, într-adevăr, din moment ce el obținu acest cap. Atâta doar că nu el fu cel care execută sentința. Iar eu, care am urmărit după aceea afacerea până la concluzia ei, exclusiv, am avut cu acest nenorocit o intimitate mult mai vertiginoasă decât a avut-o vreodată tatăl meu. Începând din această zi, m-am interesat cu oroare de justiție, de condamnările la moarte, de execuții și m-a apucat amețeala când am constatat că tatăl meu asistase probabil de mai multe ori la ucideri și că asta se întâmpla în zilele în care tocmai se scula foarte devreme. Da, el întorcea deșteptătorul în aceste cazuri. N-am îndrăznit să vorbesc cu mama despre asta,
dar am observat-o atunci mai bine și am înțeles că nu mai era nimic între ei și că ea ducea o viață de renunțare. Asta m-a ajutat să o iert, cum spuneam atunci. Mai târziu am aflat că nu aveam pentru ce să o iert, pentru că ea fusese săracă toată viața ei până la căsătorie și sărăcia o învățase să se resemneze. Te aștepți fără îndoială să-ți spun că am plecat imediat. Nu, am mai rămas mai multe luni, aproape un an, dar mi-era inima bolnavă. Într-o seară, tatăl meu ceru deșteptătorul pentru că trebuia să se scoale de vreme. N-am dormit toată noaptea. A doua zi când s-a întors, plecasem. Trebuie spus numai decât că tatăl meu mă căută, că m-am dus să-l văd, că fără să explic ceva, i-am spus liniștit că m-aș sinucide dacă m-ar sili să mă întorc. El acceptă până la urmă că ce avea o fire mai curând blândă. Îmi ținu un discurs asupra prostiei de a voi să-ți trăiești viața, astfel își explica gestul meu și nu i-am schimbat părerea. Îmi făcu o mie de recomandări și stăpâni lacrimile sincere care îi veneau în ochi. Mai apoi, destul de multă vreme după aceea, am revenit totuși cu regularitate să-mi văd mama și atunci l-am întâlnit. Aceste legături erau, cred, suficiente. Cât despre mine, nu eram pornit împotriva lui. Aveam doar puțină tristețe în inimă. Când a murit, am luat-o pe mama la mine și ar mai fi și acum cu mine dacă n-ar fi murit la rândul ei. Am insistat îndelung asupra acestui început pentru că el fu într-adevăr începutul la tot ce a urmat. Acum are să meargă mai repede. Am cunoscut sărăcia la 18 ani, ieșind din îndestulare. Am avut tot felul de meserii pentru ca să-mi câștig existența. Nu mi-a reușit prea rău, dar ceea ce mă interesa era condamnarea la moarte. Vreau să mă achit față de bufnița roșcată, drept care am făcut politică, cum se spune. Nu voiam să fiu un ciumat. Iată totul. Am crezut că societatea în care trăiam era cea care se sprijinea pe condamnarea la moarte și, combătând-o, credeam că combat uciderea. Așa am crezut, așa mi-au spus alții și, de fapt, era în mare măsură adevărat. Am intrat deci în rând cu aceștia din urmă, pe care iubeam și pe care n-am încetat să iubesc nici acum. Am rămas multă vreme cu ei și nu este țară în Europa la ale cărei lupte să nu fi luat parte. Să trecem peste asta. Bineînțeles, știam că și noi pronunțam în unele cazuri condamnări, dar mi se spunea că aceste câteva morți erau necesare pentru ca să vină o lume în care nimeni nu va mai fi ucis. Era adevărat într-un anume fel și la urma urmelor poate că nu sunt eu capabil să mă mențin în acest gen de adevăruri. Ceea ce e sigur este că ezitam, dar mă gândeam la bufniță și puteam să continui până în ziua în care am văzut o execuție. Era în Ungaria. Și aceeași amețeală care cuprinsese copilul de altă dată mi-a întunecat privirea de bărbat. N-ai văzut niciodată cum se împușcă un om? Nu, bineînțeles. Asta se face în general pe bază de invitație și publicul i-a ales dinainte. Rezultatul e să rămâi la ceea ce se știe din stampe și din cărți. O legătură la ochi, un stâlp și mai încolo câțiva soldați. Ei bine, nu. Știi că, dimpotrivă, plutonul de execuție se așează la 1,5 metri de condamnat? Știi că dacă condamnatul ar face 2 pași înainte, ar atinge puștile cu pieptul? Știi că la această scurtă distanță, soldații își concentrează tirul asupra regiunii inimii și că toți, împreună cu gloanțele lor mari, fac acolo o gaură în care ai putea să bagi pumnul? Nu, nu știi. Pentru că astea sunt amănunte despre care nu se vorbește. Pentru ciumați, somnul oamenilor este mai sfânt decât viața. Nu trebuie împiedicați oamenii cum se cade să doarmă. Ar însemna să dai dovadă de prost gust și bunul gust constă în a nu insista. Toată lumea știe asta. Dar eu, de atunci, n-am mai dormit bine. Gustul amar mi-a rămas în gură și n-am încetat să insist, adică să gândesc asupra acestui lucru. Am înțeles atunci că eu, cel puțin, nu încetasem să fiu un ciumat în tot timpul acestor lungi ani. Ani în care credeam totuși că lupt din tot sufletul, tocmai împotriva ciumei. Am aflat că subscrisesem indirect la moartea a mii de oameni, că provocasem chiar această moarte găsind bune acțiunile și principiile care în mod fatal o antrenaseră. Ceilalți nu păreau stingheriți de asta, sau cel puțin nu vorbeau niciodată despre asta în mod spontan, iar eu aveam un nod în gât. Eram cu ei și mă simțeam totuși singur. Când mi se întâmpla să-mi exprim scrupulele, îmi spuneau că trebuie să reflectez la ceea ce este în joc și îmi dădeau argumente adesea impresionante ca să mă facă să înghit ceea ce nu mi-a luneca pe gât. Și eu le răspundeam că marii ciumați, cei care își pun robe roșii,
au și ei argumente excelente în aceste cazuri și că, dacă admitem argumentele de forță majoră și necesitățile invocate de micii ciumați, nu mai puteam să le resping pe cele ale celor mari. Ei mă făceau să observ că felul cel mai potrivit de a da dreptate robelor roșii era de a le lăsa exclusivitatea condamnării. Și eu îmi spuneam atunci că, dacă cedezi odată în această problemă, nu mai există motive să te oprești. Se pare că istoria mi-a dat dreptate. Astăzi se întreg cine să omoare mai mult. Sunt toți cuprinși de furia uciderii și nu pot să facă altfel. Ceea ce mă interesa în orice caz nu era raționamentul. Era bufnița roșcată, această murdară aventură în care murdare guri ciumate anunțau un om în lanțuri că o să moară și aranjau tot ce trebuia ca el să moară cu adevărat după nopți și nopți de agonie, în timpul cărora aștepta cu ochii deschiși să fie asasinat. Ceea ce mă interesa era gaura din piept și îmi spuneam că, până una alta, și cel puțin în ceea ce mă privește, voi refuza să-i găsesc vreodată vreo rațiune, una singură, acestei dezgustătoare măcelării. Da, am ales această orbire încăpățânată, așteptând să văd mai clar. De atunci nu m-am schimbat. E multă vreme de când mi-e rușine, rușine de moarte, de a fi fost, chiar dacă de departe, chiar dacă de bună credință, la rândul meu, un ucigaș. Cu timpul mi-am dat doar seama că chiar cei care sunt mai buni decât alții nu se pot împiedica astăzi de a omorâ sau de a lăsa să se omoare pentru că e în logica vieții în care trăiesc și că nu putem să facem un gest în această lume fără să riscăm de a aduce moartea. Da, am continuat să-mi fie rușine, am învățat asta, că suntem cu toții implicați în ciumă și mi-am pierdut liniștea. O mai caut și astăzi, încercând să-i înțeleg pe tot și să nu fiu dușmanul de moarte al nimănui. Știu numai că avem datoria să facem ce trebuie pentru a nu mai fi ciumați și că numai asta poate să ne facă să sperăm, să ne regăsim pacea interioară sau cel puțin, în lipsa ei, o moarte onorabilă. Numai asta poate să aducă ușurare oamenilor și dacă nu se-i salveze, barem să le facă cât mai puțin rău posibil și câteodată chiar puțin bine. Și de aceea m-am hotărât să refuz tot ceea ce, de aproape sau de departe, din rațiuni bune sau rele, determină omorurile sau le justifică. De aceea și această epidemie nu mă învață nimic în afară de faptul că trebuie să lupt alături de voi. Eu știu în mod sigur, dar eu știu totul despre viață, vezi bine, că fiecare poartă în el ciuma, fiindcă nimeni, da, nimeni pe lume nu este neatins și că trebuie să te supraveghezi fără încetare ca să nu fii adus într-o clipă de neatenție în situația de a sufla în chipul altuia și de a-i transmite boala. Ceea ce e firesc e microbul. Restul, sănătatea, integritatea, puritatea, dacă vrei, este un rezultat al voinței și al unei voințe care nu trebuie să se oprească niciodată. Om cinstit, cel care nu infectează aproape pe nimeni, este acela a cărui neatenție este cea mai mică posibilă. Și trebuie voință și încordare pentru a nu fi niciodată neatent. Dar este foarte obositor să fii ciumat. Dar este încă și mai obositor de a nu voi să fii. Din pricina asta arată toată lumea oboseală, fiindcă toată lumea astăzi e puțin ciumată. Dar de aceea unii, care vor să înceteze să fie, încearcă o oboseală extremă de care nimic nu-i va mai mântui, în afară de moarte. Până atunci eu știu că nu mai valorez nimic pentru lumea asta și că din clipa când am renunțat să ucid, m-am condamnat la un exil definitiv. Istoria o vor face ceilalți. Știu de asemenea că, în aparență, nu pot să-i judec pe acești ceilalți. Îmi lipsește o calitate ca să fiu un ucigaș rațional. Nu e deci o superioritate. Dar acum consimt să fiu ceea ce sunt. Am învățat ce e modestia. Spun numai că există pe acest pământ flageluri și victime și că trebuie atât cât e posibil să refuzi să fii de partea flagelului. Asta ți se va părea poate puțin cam simplu și nu știu dacă e simplu, dar știu că e adevărat. Am auzit atâtea raționamente care erau cât pe aici să mă zăpăcească la cap și care au zăpăcit suficient alte capete pentru a le face să consimtă la asasinat, încât am înțeles că toată nenorocirea oamenilor vine de acolo că ei nu folosesc un limbaj clar. M-am hotărât atunci să folosesc un limbaj clar și să am o portare deschisă ca să găsesc drumul cel bun. În consecință, spun că există flageluri și victime și nimic mai mult. Dacă spunând asta devin flagel eu însumi, cel puțin eu nu consimt la asta. Încerc să fiu un ucigaș nevinovat. Vezi că nu e o ambiție mare. Ar trebui, bineînțeles, să existe o a treia categorie,
aceia a adevăraților medici, dar fapt e că nu-i întâlnești prea des și că trebuie să fie greu să-i întâlnești. De aceea m-am hotărât să trec de partea victimelor în orice ocazie, pentru a limita pagubele. În mijlocul lor, pot cel puțin să caut cum se ajunge la a treia categorie, adică la pacea interioară. Terminând, Taru își legăna piciorul și lovea încet cu căcăiul în terasă. După o tăcere, doctorul se ridică puțin și îl întrebă pe Taru dacă are o idee despre drumul pe care trebuie să apuci ca să ajungi la acea pace. Da, simpatia. Două clopote de ambulanță răsunară în depărtare. Exclamațiile, confuzia din aur, se concentrară la marginea orașului, aproape de colina pietroasă. Se auzi în același timp ceva care semăna cu o detunătură. Apoi tăcerea reveni. Rieu numără două clipiri de far. Briza părea să capete mai multă putere și, în același timp, un suflu venind dinspre mare aduse un miros sărat. Se auzea acum într-un mod distinct respirația surdă a valurilor, lovindu-se de faleză. Pe scurt, zise Taru cu simplitate, ceea ce mă interesează este să știu cum ajungi să devii un sfânt. Dar, dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Tocmai, poți oare să fii sfânt fără Dumnezeu? Este singura problemă concretă pe care o cunosc astăzi. Brusc, o licărire mare țâșni din partea de unde veniseră strigătele și, venind împotriva vântului, o calmoare obscură ajunse până la cei doi bărbați. Licărirea se stinse numai decât și, departe, la marginea teraselor, nu rămase decât o boare roșiatică. Într-o clipă de acalmie a vântului, s-auziră distinct strigăte de oameni, apoi zgomotul unei împușcături de armă și urletele unei mulțimi. Taru se ridicase și asculta. Nu se mai auzea nimic. Au fost iar încăierări la porți. S-a sfârșit acum, zise Rieu. Taru murmură că nu se sfârșește niciodată și că vor fi încă victime, pentru că asta e în ordinea lucrurilor. Posibil, răspunse doctorul, dar știi dumneata, eu mă simt mult mai solidar cu un vișii decât cu sfinții. N-am preferință, cred, pentru eroism și sfințenie. Ceea ce mă interesează este să fiu un om. Da, căutăm același lucru, dar eu sunt mai puțin ambițios. Rieu își spuse că Taru glumea și se uită la el. Dar în vaga lumină, care venea din cer, el văzu o față tristă și serioasă. Vântul creștea din nou și Rieu simți că era călduț în atingere cu pielea. Taru se scutură. Știi, zise el, știi ce ar trebui să facem pentru prietenie? Ceea ce dorești, zise Rieu. Să facem o baie în mare. Chiar pentru un viitor sfânt e o plăcere demnă. Rieu zâmbea. Cu permisurile noastre putem să mergem pe dig. În cele din urmă e prea stupid să nu trăiești decât în mijlocul ciumei. Bineînțeles, un om trebuie să se bată pentru apărarea victimelor, dar dacă lui încetează să-i mai placă altceva, la ce-i servește să se bată? Da, a zis Rieu, să mergem. După puțin timp, mașina se oprea aproape de grilajul portului. Luna răsărise. Un cer lăptos proiecta peste tot umbre palide. În spatele lor se ridica întrepte orașul și de acolo venea un suflu cald și bolnav care îi împingea spre mare. Arătară hârtiile unui pasnic care le examină destul de îndelung. Trecură și printre poenele acoperite de butoaie, printre mirosurile de vin și de pește, o luară în direcția digului. Cu puțin timp înainte de a ajunge acolo, mirosul de iod și de alge le anunță marea. Apoi o auziră. Foșnea încet la picioarele marilor blocuri de piatră ale digului și cum ei urcară pe ele, ele apărut densă ca de catifea, suplă și lucioasă ca un animal. Se așezară pe stâncile întoarse spre larg. Apele se umflau și se retrăgeau cu încetineală. Această respirație calmă a mării făcea să nască și să dispară reflexe uleioase la suprafața valurilor. Înaintea lor era noaptea fără margini. Rieu, care simțea sub degete suprafața zgrunțuroasă a pietroailor, era stăpânit de o stranie fericire. Întors spre Taru, el ghici pe chipul calm și grav al prietenului său aceeași fericire care nu uita nimic, nici chiar asasinatul. Se dezbrăcară. Rieu se aruncă cel din tâi. Reci la început, valurile îi se părură moi când ieși la suprafață. După câteva mișcări de not, își dădu seama că marea era caldă în seara aceea. Avea acea moliciune călduță a mărilor de toamnă, care iau din pământ căldura înmagazinată timp de luni întregi.
înota regulat. Bătaia picioarelor sale lăsa în urmă o fierbere de spumă, apa-i fugea de-a lungul brațelor ca să se lipească de picioare. O clipocire grea îl anunță că Taru se aruncase de sus. Ryu se întoarse pe spate și rămase nemișcat, cu fața la cerul răsturnat, plin de lumina lunii și de stele, răsuflând de lung. Apoi, priceput din ce în ce mai distinct, un zgomot de apă lovită, straniu de clar în tăcerea și singurătatea nopții. Taru se apropia. I s-a auzit curând respirația. Ryu se răsuci, ajunse în dreptul prietenului său și înotă în același ritm. Taru înainta cu mai multă putere decât el și trebuie să înnoate mai repede. Timp de câteva minute, înaintară cu aceeași cadență și cu aceeași vigoare, singuratici, departe de lume, eliberați în sfârșit de oraș și de ciumă. Ryu se opri cel din tâi și reveniră cu încetinală până într-un moment când intrară într-un curent înghețat. Fără să zică nimic, își grăbiră amândoi mișcările, biciuiți de această surpriză a mării. După ce se îmbrăcară, porniră înapoi fără să fie rostit un cuvânt. Dar inimile lor băteau la fel și amintirea acestei nopți le era plăcută. Când zărirea de departe sentinela ciumei, Ryu știa că Taru își spunea ca și el că boala îi uitase un moment, că asta era bine și că acum trebuia să o ia de la cap. Da, trebuia să o ia de la cap și ciuma nu uita pe nimeni prea multă vreme. În timpul lunii decembrie, ea arse în piepturile concetățenilor noștri, ilumină cuptorul, populă taberele de umbre care nu făceau nimic, nu încetă în sfârșit să înainteze cu mersul ei răbdător și tacadat. Autoritățile contaseră pe zilele friguroase pentru a opri această înaintare și totuși ciuma trecea prin cele din tâi asprime ale anotimpului fără să se închisească. Mai trebuia încă așteptat. Dar tot așteptând, sfârșești prin a nu mai aștepta. Și întregul nostru oraș trăia fără viitor. Cât despre doctor, momentul trecător de liniște și de prietenie care fusese dat, nu se repetă. Fusese deschis încă un spital și Ryu nu mai stătea între patru ochi decât cu bolnavii. El observă însă că în acest stadiu al epidemiei, când ciuma lua din ce în ce mai des forma pulmonară, bolnavii păreau că ajută într-o oarecare măsură medicul. În loc să cadă în ghearele disperării sau apatiei de la început, ei păreau să-și facă o idee mai exactă despre interesele lor și cereau ei înșiși ceea ce le putea fi cel mai util. Ei cereau fără încetare să bea și toți de rău să fie cald în încăperi. Cu toate că efortul era același pentru doctor, el se simțea totuși mai puțin singur în aceste ocazii. Spre sfârșitul lui decembrie, Ryu primi de la domnul Otong, judecătorul de instrucție care se afla încă în tabără, o scrisoare în care îi spunea că timpul său de carantină trecuse, că administrația nu regăsea hârtia cu data intrării lui acolo și, cu siguranță, îl țineau încă în tabăra de internare din eroare. Soția lui, ieșită de câteva timp, protestase la prefectură, unde fusese rău primită și unde îi se spusese că nu există niciodată eroare. Ryu îi spuse lui Rambert să intervină și, câteva zile după, îl văzu pe domnul Otung sosind. Fusese într-adevăr o eroare și Ryu se indignă puțin. Dar domnul Otong, care slăbise, ridică o mână moale și zise, cântărindu-și cuvintele, că oricine se poate înșela. Doctorul gândi doar că se schimbase ceva în firea lui. Ce o să faceți acum, domnule judecător? Vă așteaptă dosarele. Ei bine, nu, zise judecătorul. Aș vrea să-mi iau concediu. Într-adevăr, trebuie să vă odihniți. Nu e asta, aș vrea să mă întorc în tabără. Ryu se miră. Abia ați ieșit. M-ați înțeles greșit. Mi s-a spus că există voluntari în administrația de acolo. Judecătorul își rostogolea puțin ochii săi rotunzi și încerca să-și netezească unul din smocurile lui de păr. Înțelegeți? Aș avea ce face. Și apoi e stupid ce spun, dar o să mă simt mai puțin despărțit de băiețașul meu. Ryu îl privea. Nu era cu putință ca în acești ochi duri și banali să răzbată așa repede ceva blând, dar deveniseră mai neguroși, pierduseră puritatea lor metalică. Bineînțeles, a zis Ryu, o să mă ocup de asta din moment ce doriți acest lucru. Și doctorul se ocupă într-adevăr, iar viața cetății ciumate își reluă cursul până la Crăciun. Taru continua să se arate peste tot cu felul lui liniștit și eficace. Rambert îi mărturisi doctorului că stabilise, datorită ajutorului celor doi tineri pasnici, un sistem de corespondență clandestină cu soția lui. Primea din când în când câte o scrisoare. Îi propuse lui Ryu să profite și el de sistemul lui,
și acesta acceptă. Scrise pentru întâia oară după luni întregi, dar cu foarte mare greutate. Nu mai cunoștea limbajul de altă dată. Scrisoarea plecă, răspunsul întârzia să vină. În ceea ce îl privea pe Cotard, micile lui operații de speculă îl îmbogățeau și prospera. Cât despre Grun, perioada sărbătorilor n-avea să-i reușească. Crăciunul din anul acela fu mai degrabă sărbătoarea infernului decât aceea a Evangheliei. Prăvăliile goale și lipsite de lumină, șocolățile artificiale sau cutiile goale din vitrine, tramvaile încărcate de chipuri întunecate, nimic nu mai amintea de Crăciunurile trecute. În această sărbătoare în care toată lumea, săracă sau bogată, se reunea odinioară, nu mai era loc decât pentru câteva bucurii singuratice și rușinoase pe care cei privilegiați și le procurau, plătându-le cu aur, în adâncul vreunei prăvălii jegoase. Bisericile erau pline mai degrabă de vaete decât de rugăciuni de proslăvire. În orașul posomorât și înghețat mai alergau câțiva copii încă neștiutori de ceea ce îi amenința. Dar nimeni nu îndrăznea să li-l anunțe pe Dumnezeul de altă dată, încărcat de daruri, bătând ca suferința umană, dar nu ca tânăra speranță. Nu mai era loc în inima nimănui decât pentru o foarte bătrână și foarte posomorâtă speranță. Aceea chiar care împiedică oamenii să se lase pe mâna morții și care nu e decât o simplă încăpățânare de a trăi. În ajun, Grăun nu venise la întâlnire. Rieu, neliniștit, trecuse pe la el dis de dimineață fără să-l găsească. Toată lumea fusese pusă pe picioare. Spre prânz, Rambert veni la spital să-l avertizeze pe doctor, călzărise pe Grăun de departe, rătăcind pe străzi, cu o înfățișare descompusă. Apoi îl pierduse din vedere. Doctorul și Taru plecară cu mașina să-l caute. La prânz, pe o vreme de ger, Rieu, ieșind din mașină, se uita de la distanță la Grăun, care stătea aproape lipit de o vitrină plină cu șucării de lemn, lucrate grosolan. Pe chipul bătrânului funcționar curgeau fără întrerupere lacrimi și aceste lacrimi îl răscoliră pe Rieu pentru că le înțelegea și le simțea și el îmberegată. Își amintea și el de logotna nefericitului Grăun, care avusese loc înaintea unui magazin împodobit ca de Crăciun și de Jean a plecat spre el ca să-i spună că e bucuroasă. Din adâncul anilor îndepărtați, în chiar inima acestui flagel, urca spre Grăun, asta era sigur, glasul proaspăt al femeii. Rieu știa ce gândea în acest minut bătrânul, care plângea, gândind același lucru ca și el, că această lume fără dragoste era ca o lume moartă și că vine totdeauna un ceas când te obosesc închisorile, munca și curajul și implori chipul unei ființe și inima vrăjită a iubirii. Dar celălalt îl zări prin geam. Fără să înceteze să plângă, se întoarse și se rezemă cu spatele de vitrină ca să-l vadă venind. Ah, domnule doctor! Ah, domnule doctor!" făcea el. Rieu dădu din cap, aprobându-l, incapabil să scoată un cuvânt. Această disperare era și a lui, și ceea ce-i frângea inima în clipa aceea era imensa mânie care îl cuprinde pe om înaintea unei dureri pe care toți o împărtășesc. Da, Grăun," zise el, aș vrea să am timp să-i scriu o scrisoare, ca să știe și ca să poată să fie fericită, fără remușcări." Cu un soi de violență, Rieu îl făcu pe Grăun să se miște. Celălalt continua lăsându-se aproape târât, bolborosind frânturi de fraze. E prea multă vreme de când durează. Îți vine să-ți dai drumul, n-ai încotro. Ah, domnule doctor!" Așa, par liniștit, dar mi-a trebuit totdeauna un efort uriaș ca să fiu doar normal, iar acum și asta e încă prea mult. Se opri tremurând din tot corpul și cu privirea rătăcită. Rieu îi luă mâna, ardea. Trebuie să te duci acasă. Dar Grăun îi scăpă și alergă câțiva pași, apoi se opri, desfăcu brațele și începu să se legene dinainte în dărât. Se învârti în loc și căzu pe trotuar în înghețat, cu chipul mânjit de lacrimile care continuau să-i curgă. Trecătorii priveau de departe, opriți brusc, neîndrăznind să mai înainteze. Trebuie ca Rieu să-l ia pe bătrân în brațe. În patul său acum, Grăun se înnăbușa. Plămânii îi erau prinși. Rieu se gândea. Funcționarul n-avea familie. La ce bun să-l transporte? O să stea singur cu Taru să-l îngrijească. Grăun se înfundase în pernă cu obrazul verzui și cu privirea stinsă.
se uită nemișcat la focul slab pe care Taru îl aprindea în șemineu cu sfărâmăturile unei lăzi. Merge rău, zise el. Și din adâncul plămânilor săi, în flăcări, ieșea un ciudat hârâit care însoța tot ceea ce zicea. Ryo îi recomandă să tacă și zise că o să se întoarcă. Bolnavul a avut un surâs bizar și odată cu el un soi de duioșie îi urcă pe chip. Dacă scap, jos pălăria, domnule doctor, zise el făcându-i cu ochiul cu greutate. Dar imediat după aceea căzu într-o stare de prostrație. Câteva ore mai târziu, Ryo și Taru îl găsiră pe bolnav în capul oaselor și Ryo se sperie citind pe chipul său progresele răului care l-ardea. Dar Grom părea mai lucid și imediat, cu o voce ciudat de spartă, îi rugă să-i aducă manuscrisul pe care îl pusese într-un sertar. Taru îi dădu foile pe care bolnavul le strânse la piept, fără să le privească, pentru ca să le întindă apoi doctorului, invitându-l printr-un gest să le citească. Era un manuscris scurt, de vreo 50 de pagini. Doctorul îl răsfoi și înțelese că toate aceste foi nu conțineau decât aceeași frază recopiată la nesfârșit, modificată, îmbogățită sau sărăcită. Fără încetare, luna mai, Amazoana și aleile din pădurea Bulogni se confruntau și se așezau în diferite feluri. Lucrarea avea și explicații, uneori nemăsura de lungi, și variante, dar la sfârșitul ultimei pagini, o mână scrisese doar atât, îngrijit, cu o cerneală încă proaspătă. Draga mea, Jean, astăzi e Crăciunul. Deasupra, caligrafiată cu grijă, se găsea ultima versiune a frazei. Citiți, spuse Grom. Și ieri eu citi. Într-o frumoasă dimineață de mai, o zveltă amazoană, călare pe o somptuoasă iapă alezană, parcurgea prin mijlocul florilor aleile din pădurea... O fi bine așa, zise bătrânul cu o voce de febră. Ryo nu ridică ochii asupra lui. Ah, zise celălalt agitat. Știu eu, cuvântul frumoasă, ăsta e cel care nu e potrivit. Ryo îi luă mâna care era întinsă pe cuvertură. Lăsați, domnule doctor, nu să mai am timp. Pieptul îi se ridica trudnic și el strigă deodată. Puneți-l pe foc! Doctorul ezită, dar Grom repetă ordinul cu un accent atât de cumplit și o astfel de suferință în glas că Ryo aruncă foile în focul aproape stins. Odaia se lumină numai decât și o scurtă căldură o reîncălzi. Când doctorul reveni lângă bolnav, acesta se întorsese cu spatele, aproape că atingea peretele cu fața. Taru se uita pe fereastră, străind parcă de scena care avusese loc. După ce îi injectă bolnavului serul, Ryo îi spuse prietenului său că Grom nu se apuce dimineața și Taru se oferi să rămână. Doctorul acceptă. Ideea că Grom o să moară îl urmări toată noaptea. Dar a doua zi dimineața, Ryo îl găsi pe Grom în capul oaselor stând de vorbă cu Taru. Febra dispăruse. Nu-i mai rămăseseră decât semnele unei epuizări generale. Ah, domnule doctor, zise funcționarul. Rău am făcut, dar o să o iau de la cap. Țin minte totul, o să vedeți. Să așteptăm, îi spuse Ryo lui Taru. Dar la amiază nimic nu se schimbase. Seara, Grom putea fi considerat ca salvat. Ryo nu înțelegea nimic din această înviere. Cam la aceeași epocă, totuși, i se aduse lui Ryo o bolnavă a cărei stare el o socoti disperată și pe care o izolă imediat la sosirea ei în spital. Fata era în plin delir și prezenta simptomele ciumei pulmonare, dar a doua zi dimineața febra scăzuse. Doctorului îi se păru că recunoaște ca și în cazul lui Grom ameliorarea matinală pe care experiența l-obișnuise să o considere drept un semn rău. La prânz, totuși, febra nu se urcase. Seara spărui cu câteva linii numai și a doua zi dimineața dispăruse. Fata, cu toate că era slăbită, respira cu ușurință în patul ei. Ryo îi spuse lui Taru că era salvată împotriva tuturor regulilor, dar în cursul săptămânii, patru cazuri asemănătoare se prezentară la secția doctorului. La sfârșitul aceleiași săptămâni, bătrânul astmatic îi primi pe doctor și pe Taru cu toate semnele unei mari agitații. Gata, zicea el, e siar. Cine? Ei, cine? Șobolanii. Din aprilie încoace, niciun șobolan mort nu mai fusese descoperit.
Oare o să luăm de la cap?" zise tarul lui Rieu. Bătrânul își freca mâinile. Să-i vezi alergând, e o plăcere." El văzuse doi șobolani vii intrând la el prin ușa de la stradă. Vecinii spuseseră că și la ei își făcuseră apariția guzganii. Prin unele poduri s-auzea din nou strângăneala lor uitată de luni întregi. Rieu așteptă publicarea statisticilor generale, care avea loc la începutul fiecarei săptămâni. Ele relevau o dare înapoi a molimei. Capitolul 5. Cu toate că această bruscă retragere a molimei fu nesperată, concetățenii noștri nu se grăbiră să se bucure. Lunile care trecuseră, deși sporiseră dorința lor de eliberare, îi învățaseră să fie prudenți și obișnuiseră să conteze din ce în ce mai puțin pe un sfârșit apropiat al epidemiei. Totuși, acest fapt nou era pe toate buzele și în adâncul inimilor s-agita o mare speranță nemărturisită. Toate celelalte treceau pe planul al doilea. Noile victime ale ciumei cântăreau foarte puțin pe lângă acest fapt exorbitant. Statisticile scăzuseră. Unul din semnele că epoca sănătății, fără a fi sperată în mod deschis, era totuși așteptată în secret, era faptul că, începând din acest moment, concetățenii noștri vorbeau bucuroși, deși cu un aer de indiferență, despre modul în care se va organiza viața după ciumă. Toată lumea era de acord în a gândi că părțile plăcute ale vieții dinainte nu vor fi regăsite dintr-o dată și că era mai ușor să distrugi decât să construiești. Se aprecia doar că aprovizionarea întâi putea să fie puțin ameliorată și că în felul acesta am scăpat de grija cea mai presantă. Dar, de fapt, sub aceste remarci neînsemnate, o speranță nesăbuită se dezlănțuia în același timp și până la un astfel de punct încât concetățenii noștri își dădeau uneori seama de ea și se grăbeau atunci să afirme că, oricum, izbăvirea nu era hotărâtă pentru a doua zi. Și, într-adevăr, ciuma nu se opria a doua zi, dar, în aparență, ea își pierdea puterile mai repede decât s-ar fi putut în mod rațional să se spere. În timpul primelor zile ale lunii ianuarie, lumina soarelui se instală cu o persistență neobișnuită și păru să țeasă cristale deasupra orașului. Și cu toate acestea, niciodată cerul nu fusese atât de albastru. Timp de zile întregi, splendoarea lui imoabilă și înghețată inundă orașul cu o lumină neîntreruptă. În acest aer purificat, în 3 săptămâni și prin prăbușiri successive, ciuma păru să se istovească în cadavrele din ce în ce mai puțin numeroase pe care le alinia. Ea pierdu într-un spațiu scurt de timp aproape totalitatea forțelor ei pe care le acumulase timp de luni întregi. Văzând-o ratând prăzi sigure, ca Gron sau ca fata din spitalul lui Rieu, ajungând timp de 2-3 zile la paroxism în unele cartiere, în timp ce dispărea complet din altele, înmulțindu-și victimele lunea, iar miercurea lăsându-le să scape aproape pe toate, văzând-o astfel gâfâind sau înăpustindu-se, ai fi zis că se dezorganiza de enervare și de oboseală. Că pierdea, odată cu stăpânirea de sine, eficacitatea matematică și supremă care constituise forța ei. Serul lui Castel cunoștea deodată o serie de reușite care fuseseră refuzate până acum. Fiecare dintre măsurile luate de medici și care înainte nu dădeau niciun rezultat, păreau deodată să lovească în plin. Se părea că ciuma era la rândul ei hăituită și că slăbiciunea ei bruscă dădea tărie armelor tocite care îi fuseseră opuse până atunci. Din vreme în vreme numai, boala se încrâncena și, într-un fel de trăsărire oarbă, răpunea 3 sau 4 bolnavi în a căror vindecare se sperase. Ei erau ghinioniștii ciumei, cei pe care ea îi ucidea în plină speranță. Fu cazul judecătorului Otung, care trebuie evacuat din tabăra de carantină, și Taru spuse într-adevăr despre el că nu avusese noroc, fără să se poată ști însă dacă se gândea la moartea sau la viața judecătorului. Dar în ansamblu, infecția se retrăgea pe toată linia și comunicatele prefecturii, care dăduseră mai întâi naștere unei timide și secrete speranțe, confirmară până la urmă în mintea publicului convingerea că victoria era dobândită și că boala părăsea pozițiile. În realitate era greu de decis că era vorba de o victorie. Erai numai obligat să constați că maladia părea să plece așa cum venise. Strategia care îi se opunea nu se schimbase, ineficace ieri și astăzi aparent reușită. Aveai doar impresia că maladia se epuizase ea însăși sau poate că se retrăgea după ce își atinsese toate obiectivele. Într-un fel, rolul ei se terminase. Ai fi spus cu toate astea că nimic nu era schimbat în oraș.
mereu tăcute în timpul zilei, străzile erau invadate seara de aceeași mulțime. Doar atât că acum dominau paltoanele și fularele. Cinematografele și cafenelele făceau aceleași afaceri, dar privind mai de aproape, puteai să observi că figurile erau mai destinse și că uneori zâmbeau. Și avea ocazia să constați că până atunci nimeni nu zâmbise pe străzi. În realitate, vălul opac, care de luni de zile înconjura orașul, fusese sfâșiat și în fiecare luni, oricine putea să constate, după știrile radioului, că sfâșietura se mărea și că, în sfârșit, se va putea răsufla. Nu era încă decât o ușurare cu totul negativă și care nu se manifesta pe față, dar în timp ce înainte nu s-ar fi aflat fără oarecare neîncredere că plecase un tren sau că sosise un vapor sau că va fi din nou autorizată circulația automobilelor, anunțul acestor evenimente, la mijlocul lui ianuarie, n-ar fi provocat, dimpotrivă, nicio surpriză. Era puțin lucru, fără îndoială, dar această ușoară nuanță exprima de fapt uriașele progrese făcute de concetățenii noștri pe calea speranței. Se poate spune de altfel că, începând din momentul în care cea mai infimă speranță deveni posibilă pentru populație, se sfârși cu domnia efectivă a ciumei. Nu rămâne mai puțin adevărat că în tot timpul lunii ianuarie, concetățenii noștri reacționară într-un fel contradictoriu, și anume, îi trecură rând pe rând de la excitare la depresiune. Astfel au fost înregistrate noi tentative de evaziune, chiar în momentul în care statisticile erau cele mai favorabile. Asta surprinse mult autoritățile și însăși posturile de gardă, din moment ce cea mai mare parte a evaziunilor reușiseră. De fapt, oamenii care evadau în aceste momente le dau ascultare unor sentimente firești. Datorită ciumei, la unii se înrădăcinase un scepticism adânc de care nu se puteau dezbăra. Speranța nu mai acționa asupra lor. Chiar atunci când vremea ciumei trecuse, ei continuau să trăiască conform normelor ei. Aceștia rămăseseră în urma evenimentelor. La alții, dimpotrivă. Și aceștia se reclutau mai ales dintre cei care trăiseră până atunci despărțiți de ființele pe care le iubeau, după acest lung timp de claustrare și de descurajare, vântul speranței, care se ridica, aprinsese o febră și o nerăbdare care le răpise orice stăpânire de sine. Îi apuca un fel de panică la gândul că puteau atât de aproape de țintă să moară, că nu vor revedea ființa pe care o iubeau și că nu vor fi răsplătiți pentru aceste lungi suferințe. Deși luni întregi ei perseveraseră în așteptare, cu o tenacitate obscură, în ciuda închisorii și a exilului, prima speranță fu suficientă ca să distrugă ceea ce teama și disperarea nu putuseră știrbi. Ei se năpustiră ca niște nebuni pentru a o lua înaintea ciumei, incapabil să-i urmeze ritmul până în ultimul moment. În același timp, de altfel, se manifestară semne spontane de optimism. Astfel fu înregistrată o scădere sensibilă a prețurilor. Din punctul de vedere al economiei pure, această mișcare era inexplicabilă. Greutățile rămâneau aceleași, formalitățile de carantină fuseseră menținute la porți și aprovizionarea era departe de a fi ameliorată. Se asista deci la un fenomen pur moral, ca și cum retragerea ciumei se răsfrângea pretutindeni. În același timp, optimismul se întindea asupra celor care trăiseră înainte în grup și pe care boala îi silise să se despartă. Cele două mănăstiri ale orașului începură să se reconstituie și viața comună din ele a putut să fie reluată. Același lucru se întâmplă cu militarii care fură din nou adunați în cazărmile rămase libere. Ei reîncepură o viață normală de garnizoană. Aceste fapte mărunte erau semne mari. Populația trăi în această agitație secretă până la 25 ianuarie. În săptămâna aceea, statisticile scăzură atât de mult, încât după consultarea Comisiei Medicale, prefectura anunță că epidemia putea să fie considerată ca și jugulată. Este adevărat. Comunicatul adăuga că, dintr-un spirit de prudență, pe care populația nu putea să nu-l aprobe, porțile orașului vor mai rămâne închise încă două săptămâni și măsurile profilactice menținute timp de o lună. În timpul acestei perioade, la cel mai mic semn că pericolul ar putea să revină, statu quo-ul trebuia să fie menținut și măsurile precedente reluate. Toată lumea fu însă de acord să considere aceste adăugiri ca pe niște clauze de stil. Și în seara de 25 ianuarie, o frământare veselă umplu orașul. Pentru a se asocia bucuriei generale, prefectul dădu ordin să se revină la iluminația pe care o avusese orașul înainte de ciumă. Sub un cer rece și pur,
concetățenii noștri se revărsară atunci în grupuri zgomotoase și vesele pe străzile pline de lumină. Desigur, în multe case obloanele rămaseră trase și unele familii petrecură în tăcere această seară, pe care alții o umplau de strigăte. Cu toate astea, pentru mulți dintre acești oameni în doliu, sentimentul de ușurare era totuși adânc. Fie pentru că teama de a vedea răpuse alte rude era în sfârșit potolită, fie pentru că sentimentul conservărilor personale nu mai era în stare de alarmă. Dar familiile care trebuiau să rămână cele mai străine de bucuria generală fură indiscutabil acelea care, chiar în acest moment, aveau un bolnav în luptă cu ciuma într-un spital și care în casele de carantină sau acasă așteptau ca flagelul să încheie într-adevăr cu ele, așa cum încheiase cu ceilalți. Aceste familii trăgeau desigur nădejde, dar făceau din ea o provizie pe care o țineau în rezervă și din care își interziceau să consume înainte de a avea cu adevărat dreptul să o facă. Și această așteptare, această veche tăcută, la jumătate de drum între agonie și bucurie, li se părea mai crudă încă în mijlocul jubilațiunii generale. Dar aceste excepții nu scădeau cu nimic satisfacția celorlalți. Fără îndoială, ciuma încă nu se sfârșise și avea să o dovedească. Totuși, în imaginația tuturor, trenurile plecau deja cu săptămâni înainte, șuierând pe șine fără sfârșit și vapoarele brăzdau mări luminoase. A doua zi, spiritele aveau să fie mai liniștite și îndoielile aveau să renască. Dar pentru moment, întregul oraș se urnea, părăsea locurile închise, întunecate și nemișcate, în care își înfipseseră rădăcinile de piatră și se punea în sfârșit în mișcare cu încărcătura lui de supraviețuitori. În seara aceea, Taru și Rieu, Rambert și ceilalți mergeau în mijlocul mulțimii și simțeau și ei cum le fuge pământul de sub picioare. Multă vreme după ce părăsiseră bulevardele, Taru și Rieu auzeau încă acest zgomot al bucuriei urmărindu-i. Chiar în ceasul în care treceau pe străzile pustii, de-a lungul ferestrelor cu obloanele trase. Și tocmai din picina oboselilor, ei nu puteau să despartă această suferință, care se prelungea dincolo de obloane, de bucuria care umplea străzile puțin mai încolo. Izbăvirea care se apropia avea un chip în care râsul se amesteca cu lacrimi. Într-un moment în care rumoarea deveni mai puternică și mai veselă, Taru se opri. Pe asfaltul întunecat, o formă alerga sprintenă. Era o pisică, prima care fure văzută din primăvară până acum. Ea rămase o clipă nemișcată în mijlocul șoselei, ezită, își linse laba, o trecu iute peste urechea dreaptă, își reluă drumul tăcut și pieri în noapte. Taru surâse. Bătrânelul o să fie și el mulțumit. Dar în momentul în care ciuma părea să se îndepărteze pentru a se întoarce în vizuina necunoscută din care ieșise în tăcere, era cel puțin unul în oraș pe care această plecare îl arunca într-o stare de consternare. Și acesta era Cotar, dacă e să ne luăm după carnetele lui Taru. La drept vorbind, aceste carnete devin destul de bizare, începând din momentul în care statisticile începură să scadă. Poate să fie din pricina oboselii, dar scrisul devine greu de citit și se trecea prea des de la un subiect la altul. În plus, și pentru întâia oară, aceste carnete sunt lipsite de obiectivitate și fac loc unor considerații personale. Găsește astfel în mijlocul unor pasaje destul de lungi, privitoare la cazul Cotar, un mic raport asupra bătrânului cu pisicile. Dacă e să-l credem pe Taru, ciuma nu micșorase niciodată cu nimic considerația lui pentru acest personaj, care îl interesa după epidemie, așa cum îl interesase și înainte. Și cum din nefericire nu se mai poate să-l intereseze în viitor, deși propria lui bunăvoință a lui Taru nu va fi în cauză, căci el încercase să-l revadă. Câteva zile după seara de 25 ianuarie, se postase în colțul străzii. Pisicile erau aici, exact la întâlnire, încălzindu-se în bălțile de soare. Dar la ora obișnuită, obloanele rămaseră închise cu încăpățânare. În cursul zilelor următoare, Taru nu le mai văzu niciodată deschise. El conchise în mod curios că bătrânelul era jignit sau mort, că dacă era jignit, era pentru că gândea că are dreptate și că ciuma ai făcuse o nedreptate. Dar dacă era mort, trebuia să te întrebi în legătură cu el ca și cu bătrânul astmatic, dacă nu fusese un sfânt. Taru nu credea acest lucru, dar considera că există în cazul bătrânului o indicație. Poate nu este cu putință să ajungi decât la niște aproximații de sfințenie,
se spunea în carnete. În acest caz, ar trebui să te mulțumești cu un satanism modest și caritabil. Amestecate tot cu observațiile privitoare la Cotar, pot fi găsite în carnete și numeroase însemnări, adesea risipite, dintre care unele îl privesc pe Graun, acum convalescent și care se apucase din nou de lucru ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar altele o evocă pe mama doctorului Rieu. Cele câteva conversațiuni care se datorau faptului că Taru locuia în același apartament cu fiul ei, unele atitudini ale bătrânei, zâmbetul ei, observațiile ei asupra ciumei, sunt notate cu scrupulozitate. Taru insista mai ales asupra modestiei doamnei Rieu, asupra modului pe care l-avea de a exprima totul în fraze simple, asupra preferinței deosebite pe care o arăta pentru o anumită fereastră care dădea în strada calmă și în dreptul căreia, ținându-se cam țeapănă, se așeza în fiecare seară cu mâinile liniștite și privirea atentă până ce amurgul cuprindea odaia, făcând din ea o umbră neagră în lumina cenușie care se întuneca puțin câte puțin și topea atunci silueta ei nemișcată. Asupra sprintenelii cu care ea se deplasa dintr-o odaie în alta, asupra bunătății ei, de care nu-i dăduse niciodată lui Taru dovezi precise, dar a cărei licărire el o recunoștea în tot ceea ce făcea sau spunea ea, asupra faptului, în sfârșit, că, după părerea lui, ea știa totul fără să stea să chipzuiască vreodată în mod deosebit și că, cu atâta tăcere și umbră, ea putea să rămână la înălțimea oricărei lumini, fie ea și aceea a ciumei. Acei, de altfel, scrisul lui Taru dădea semne ciudate de înmuiere. Rândurile care urmau erau greu de citit și parcă pentru a da o nouă dovadă a acestei înmuieri, ultimele cuvinte erau cele din tâi cuvinte personale. Mama mea era astfel. Iubeam în ea aceeași modestie și ca ea am vrut întotdeauna să ajung. Nu pot spune că a murit acum 8 ani. S-a tras doar puțin mai mult de o parte ca de obicei și când m-am răsucit, ea nu mai era acolo. Dar trebuie să ne ocupăm de Cotar. De când statisticile erau în scădere, acesta i-a făcuse mai multe vizite doctorului Rieu, invocând diverse pretexte. Dar, în realitate, de fiecare dată îi cerea lui Rieu pronosticuri asupra mersului epidemiei. Credeți că poate să înceteze așa deodată, fără să ne prevină? Cotar era sceptic asupra acestui punct, sau cel puțin așa spunea. Întrebările lui, repetate, păreau însă să induce o convingere mai slabă. Pe la mijlocul ianuarie, Rieu îi răspunsese într-un mod destul de optimist și, de fiecare dată, aceste răspunsuri, în loc să-l bucure pe Cotar, scoseseră din el la iveală reacții variabile în funcție de zile, dar care mergeau de la proastă dispoziție până la descurajare. Datorită acestui fapt, doctorul ajunsese să-i spună că, în ciuda indicațiilor favorabile date de statistici, era mai bine să nu se proclame încă victoria. Cum s-ar zice, observase Cotar, nu se știe nimic. Poate să reînceapă de la o zi la alta? Da, după cum e posibil ca și mișcarea de vindecare să se accelereze. Această incertitudine care ne liniștea pe toată lumea îi produsese lui Cotar o ușurare vizibilă și în prezența lui Taru, el se angaja cu negustorii din cartierul lui în conversații în care încerca să răspândească opinia lui Rieu. E adevărat că nu era greu să o facă, fiindcă după înfrigurarea primelor victorii, în multe spirite revenise o îndoială care avea să supraviețuiască surescitării provocate de declarația prefecturii. Pe Cotar îl liniștea spectacolul acestei îngrijorări, așa cum alteori se și descuraja. Da, îi spunea el lui Taru, vor sfârși prin a deschide porțile și o să vedeți, mă vor părăsi cu toții. Până la 25 ianuarie, toată lumea observă nestatornicia caracterului său. Timp de zile întregi, după ce încercase atât de multă vreme să se pună bine cu cartierul și cu toți cei pe care îi cunoștea, se certa violent cu ei. În aparență, cel puțin, el se retrăgea atunci din lume și, de la o zi la alta, începea să trăiască asemenea unui sălbatic. Nu-l mai vedea la restaurant, nici la teatru, nici în cafenelele care îi plăceau. Și cu toate astea, el nu părea să regăsească viața măsurată și obscură pe care o ducea înainte de epidemie. Trăia complet retras în apartamentul lui și îi se aducea masa de la un restaurant vecin. Seara numai ieșea pe furiș, cumpărându-și cele necesare, ieșind apoi din magazine pentru a fugi repede pe străzi singuratice. Dacă Taru îl întâlnea atunci, nu putea scoate de la el decât monosilabe. Apoi, fără trecere, redevenea sociabil, vorbind fără măsură despre ciumă, solicitând părerea fiecăruia și pierzându-se din nou în fiecare seară, bucuros în valul mulțimii.
În ziua declarației prefectorale, Cotar dispăru cu totul din circulație. Două zile mai târziu, Taru îl întâlni rătăcind pe străzi. Cotar îi ceru să-l însoțească până la marginea orașului. Taru, care se simțea deosebit de obosit de ziua pe care o petrecuse, șovăi, dar celălalt insistă. Părea foarte agitat, gesticula în mod dezordonat, vorbind repede și tare. Îl întrebă pe Taru dacă crede că, într-adevăr, declarația prefecturii pune capăt ciumei. Bineînțeles, Taru considera că o declarație administrativă nu era suficientă prin ea însăși pentru a opri un flagel, dar era logic să crezi că epidemia, cu excepția neprevăzutului, avea să înceteze. Da, zise Cotar, cu excepția neprevăzutului. Și există întotdeauna neprevăzutul. Taru i-a tras atenția că, de altfel, prefectura prevăzuse întrucâtva neprevăzutul prin faptul că instituise un termen de 2 săptămâni până la deschiderea porților. Și bine a făcut, zise Cotar, mereu sumbru și agitat. Pentru că, după felul în care merg lucrurile, s-ar putea foarte bine să fi vorbit în vânt. Taru găsea lucrul posibil, dar gândea că era mai bine totuși să fie luată în considerație viitoarea deschidere a porților și întoarcerea la o viață normală. Să admitem, îi spuse Cotar, să admitem, dar ce numiți dumneavoastră întoarcerea la o viață normală? Filme noi la cinematograf, zise Taru zâmbind. Dar Cotar nu zâmbea. El vrea să știe dacă se putea crede că ciuma nu o să schimbe nimic în oraș, adică dacă totul o să înceapă de la capăt ca înainte, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Taru credea că ciuma o să schimbe și în același timp nu o să schimbe orașul, că, bineînțeles, cea mai puternică dorință a concetățenilor noștri era și va fi să se poarte ca și când nimic nu s-ar fi schimbat și că, prin urmare, nimic într-un sens nu se va schimba, dar că, în alt sens, nu se poate uita totul chiar dacă ar voi lumea și ciumea o să lase urme, cel puțin în inimi. Micul rentier declară categoric că pe el nu-l interesa inima și că de asta se închisea chiar cel mai puțin. Ceea ce-l interesa era să știe dacă administrația nu o să fie transformată, dacă, de pildă, toate serviciile or să funcționeze ca și în trecut. Și Taru trebuie să admită că nu știa despre asta nimic. După părerea lui, era de presupus că toate aceste servicii perturbate în timpul epidemiei or să aibă puțin de furcă până or să-și reia atribuția. S-ar putea, de asemenea, crede că se vor pune o groază de probleme noi care vor face necesară cel puțin o reorganizare a vechilor servicii. A, zise Cotar, e posibil, într-adevăr. Toată lumea va trebui să ia totul de la început. Cei doi plimbăreți sosiseră aproape de casa lui Cotar. Acesta se însuflețise. Se silea să fie optimist. Și închipuia orașul reîncepând să trăiască, ștergându-și trecutul și luând-o de la capăt. Așa e, zise Taru. La urma urmelor, lucrurile or să se aranjeze, poate, și pentru dumneata. Într-un anume fel va fi vorba de o viață nouă. Se aflau înaintea ușii și își strângeau mâinile. Aveți dreptate, zicea Cotar. Ar fi bine să o luăm de la început. Dar în umbra culoarului se iviseră doi oameni. Taru abia a avut timpul să-l audă pe însoțitorul său, întrebându-se ce puteau să vrea tipii ăia. Tipii, care aveau înfățișarea unor funcționari dechisiți, îl întrebau într-adevăr pe Cotar dacă se numea chiar Cotar. Și acesta, scoțând un soi de exclamație înăbușită, se răsuci pe călcâie și se înfundă în noapte, fără ca nici ceilalți, nici Taru, să fie avut timpul să schițeze vreun gest. Când surpriza trecu, Taru îi întrebă pe cei doi oameni ce voiau. Ei își luară un aer rezervat și politicos, ziseră că era vorba de niște informații și plecară fără grabă în direcția în care o luase Cotar. Întors acasă, Taru relata această scenă și imediat, scrisul o dovedea îndeajuns, nota oboseala sa. Adăuga că avea încă multe de făcut, dar că asta nu era un motiv ca să nu fie pregătit și se întreba tocmai dacă era pregătit. El răspundea încheind, și aici carnetele lui Taru se terminau, că există totdeauna un ceas al zilei și al nopții când un om e laș și că lui nu era frică decât de ceasul acela. A treia zi, câtva timp înaintea deschiderii porților, doctorul Rieu se întorcea acasă pe la prânz, întrebându-se dacă o să găsească telegrama pe care o aștepta. Cu toate că zilele erau pentru el la fel de istovitoare ca și în cea mai grea perioadă a ciumei,
Așteptarea eliberării definitive îi risipise și lui orice oboseală. Spera acum și se bucura. Nu poți să-ți soliciți mereu voința și să fii mereu încordat. Ci o fericire să deslegi în sfârșit, într-o efuziune, acest nop de energie strâns pentru luptă. Dacă telegrama așteptată îi aducea și ea vești bune, Rieu putea să o ia de la început. Și el era de părere că toată lumea trebuie să o ia de la început. Trecu pe dinaintea odăiței portarului. Noul portar, cu fața lipită de gemuleț, îi zâmbi. Oricând scările, Rieu se gândi la înfățișarea acestuia, gălbejită de oboseală și lipsuri. Da, o să o ia de la început când abstracțiunea se va fi încheiat și, cu puțin noroc... Dar chiar în același moment, el deschidea ușa și maică-sa ieși în întâmpinare să-l anunțe că domnul Taru nu se simțea bine. Se sculase de dimineață, dar nu putea să iasă și tocmai se culcase din nou. Doamna Rieu era îngrijorată. Poate că nu e nimic grav, zise fiul ei. Taru era întins cât era de lung, capul lui greu apăsa perna, pieptul puternic îi se desenea sub grosimea păturilor. Avea febră, avea dureri de cap. Îi spuse lui Rieu că era vorba de simptome vagi care puteau să fie foarte bine cele ale ciumei. Nu, nimic precis încă, zise Rieu după ce îl examină. Dar Taru era devorat de sete. În culoar, doctorul îi spuse mamei sale că putea să fie începutul ciumei. Oh, zise ea, nu se poate, tocmai acum. Și apoi îndată. Să-l ținem aici, Bernard. Rieu reflecta. N-am dreptul, zise el, dar porțile or să se deschidă. Cred că ar fi primul drept pe care mi l-aș lua dacă n-ai fi tu aici. Bernard, zise ea, ține-ne pe amândoi aici. Știi bine că tocmai m-am vaccinat din nou. Doctorul zise că și Taru era vaccinat, dar că poate din pricina oboselii a omis să-și facă ultima injecție cu ser și a uitat să-și ia anumite precauții. Rieu se și îndrepta spre cabinetul lui. Când reveni în odaie, Taru văzu că ținea în mână fiole mari de ser. A, asta e deci, zise el. Nu, dar e o precauție. Drept orice răspuns, Taru își întinse brațul și îndură interminabila injecție pe care el însuși o făcuse altor bolnavi. O să vedem diseară, zise Rieu și îl privi pe Taru în față. Și izolarea, Rieu. Nu e deloc sigur că ai ciumă. Taru zâmbi cu greutate. E prima oară când văd injectându-se un ser fără să se ordone în același timp izolarea. Rieu se întoarse cu spatele. Mama și cu mine o să te îngrijim. O să-ți fie mai bine aici. Taru tăcu și doctorul care aranja fiolele așteptă ca el să vorbească pentru a se întoarce cu fața. În cele din urmă se îndreptă spre pat. Bolnavul îl privea. Chipul lui era obosit, dar ochii lui cenușii erau calmi. Rieu îi zâmbi. Dormi dacă poți, mă reîntorc curând. Ajuns la ușă, el auzi glasul lui Taru care îl chema. Se întoarse spre el. Dar Taru părea să lupte cu însuși gândul care se voia exprimat și nu-l putea exprima. Rieu, rosti el în sfârșit. Va trebui să-mi spui tot. Am nevoie de asta. Îți promit. Celălalt își strâmbă puțin chipul lui masiv într-un zâmbet. Mulțumesc. N-am chef să mor, o să lupt. Dar dacă partida e pierdută, vreau să sfârșesc cum trebuie. Rieu se aplecă și îi strânse umărul. Nu, zise el. Ca să devii un sfânt, trebuie să trăiești. Luptă. În timpul zilei, frigul care fusese viu mai scăzu, dar ca să facă loc după amiază, averselor violente de ploaie și de grindină. La sfințit, cerul se înselină puțin și frigul se făcu mai pătrunzător. Rieu se întoase acasă seara. Fără să-și scoată paltonul, el intră în odaia prietenului său. Maică-sa tricota. Taru părea să nu se fi mișcat din loc, dar buzele lui, albite de febră, erau semnul luptei pe care tocmai o dădea. Ei, zise doctorul. Taru înălță puțin deasupra patului umerii lui groși. Ei, zise el. Pierd partida. Doctorul s-a plecat asupra lui. Sub pielea care frigea se formaseră ganglioni. Pieptul lui părea să răsune de toate zgomotele unei forje subterane. În mod ciudat, Taru prezenta cele două serii de simptome.
Ridicându-se, Rieu zise că serul n-avusese încă timp să-și facă tot efectul. Dar un val de febră care tocmai înăvălise bolnavului în gât, înnecă cele câteva cuvinte pe care acesta încerca să le pronunțe. După cină, Rieu și maică-sa veniră să se așeze lângă bolnav. Noaptea începea cu luptă pentru el și Rieu știa că această grea bătălie cu îngerul ciumei avea să dureze până în zori. Umerii puternici și pieptul larg al lui Taru nu erau cele mai bune arme ale sale, ci mai degrabă sângele lui pe care Rieu îl făcuse să țâșnească din aur sub acul seringii. Și în acest sânge, acel ceva care era mai tainic decât sufletul și pe care nicio știință nu-l putea da în vileag. Și el trebuia doar să se uite cum lupta prietenul său. Cât despre ceea ce avea de făcut el, abcesele de care trebuia să aibă grijă, întăritoarele pe care trebuia să-i le administreze, multe luni de eșecuri repetate, îl învățaseră să le aprecieze eficacitatea. Singura lui sarcină, într-adevăr, era să dea ocazii favorabile acestui hazard, care prea adesea nu se deranjează decât provocat. Și trebuia ca acest hazard să se deranjeze, căci Rieu se găsea înaintea unei înfățișări a ciumei care îl deconcerta. Odată mai mult, ea se silea să dejoace planurile de luptă folosite împotriva ei. Apărea în locurile unde nu era așteptată, ca să dispară din acelea unde părea deja instalată. Odată mai mult, ea se străduia să uimească. Taru lupta nemișcat. Nici o singură dată în cursul nopții, el nu opuse agitația asalturilor febrei, luptând doar prin robustețe și prin tăcere. Și, de asemenea, nici o singură dată el nu vorbi, mărturisind astfel în felul său că nu-i mai stătea în putință să se sustragă bolii. Rieu urmărea fazele bătăliei doar după ochii prietenului său, rând pe rând deschiși sau închiși, cu ploapele mai strânse pe globul ocular sau, dimpotrivă, destinse, cu privirea fixată asupra unui obiect sau întoarsă asupra doctorului și a mamei lui. De fiecare dată când doctorul întâlnea această privire, Taru zâmbea cu un mare efort. Într-o vreme s-auziră pași precipitați pe stradă. Păreau să fugă dinaintea unui bubuit îndepărtat, care se apropia încetul cu încetul și care sfârși prin a umple strada cu șiroaiele lui. Ploaia reîncepea, amestecată curând, cu o grindină care izbea pe trotoare. Marile draperii se ondulară înaintea ferestrei. În umbra odăii, Rieu, un moment distrat de zgomotul ploii, îl contempla din nou pe Taru, luminat de o lampă de pat. Mama lui tricota, ridicând când și când capul ca să se uite cu atenție la bolnav. Doctorul făcuse acum tot ceea ce era de făcut. După ploaie, tăcerea se îngroșă în odaie, plină doar de tumultul fără glas al unui război invizibil. Crispat de nesun, doctorul își închipuia că aude la marginea tăcerii șuieratul ușor și regulat, care îl însoțise în timpul întregii epidemii. Îi făcu mamei lui un semn ca să o determine să se culce. Ea refuză cu o mișcare a capului și privirile îi se luminară. Apoi, examină cu grijă în vârfurile antrelelor un ochi tricotat de care nu era sigură. Rieu se ridică ca să-i dea bolnavului de băut, reveni și se așeză. Profitând de acalmie, trecătorii mergeau repede pe trotuar. Pașii lor descreșteau și se îndepărtau. Pentru întâia oară, doctorul își dădu seama că această noapte plină de oameni care se plimbau târziu și lipsită de sunetele sirenelor ambulanțelor, semăna cu cele de altă dată. Era o noapte eliberată de ciumă. Și se părea că Molima, gonită de frig, de lumini și de mulțime, ieșise din adâncimile întunecate ale orașului și se refugiase în această odaie caldă ca să dea ultimul ei asalt asupra corpului inert al lui Taru. Flagelul nu mai vânzolea cerul orașului, dar șuiera încet în aerul greu al încăperii. Pe el îl auzea Rieu de ore întregi. Trebuia așteptat ca și aici să se oprească și aici ciuma să se declare învinsă. Puțin înaintea zorilor, Rieu s-a plecat asupra maică-sii. Va trebui să te culci ca să poți să mă înlocuiești la ora 8. Fă-ți instilații înainte de culcare. Doamna Rieu se ridică, își aranjă cârligele și înainte spre pat. Taru ținea deja de câtva timp ochii închiși. Sudoarea îi încrețise părul pe fruntea osoasă. Doamna Rieu suspină și bolnavul deschise ochii. El văzu chipul blând a plecat asupra lui și sub valurile mișcătoare ale febrei, zâmbetul tenace reapăru încă o dată. Dar ochii se închiseră numai decât. Rămas singur, Rieu se așeze în fotoliul pe care tocmai îl părăsise mama lui.
Strada amuțise și tăcerea era acum totală. Frigul dimineții începea să se facă simțit în odaie. Doctorul a țipit, dar prima trăsură care trecu în zori îl trezi din somnolență. Se înfioră și, uitându-se la Taru, înțelese că avusese loc o pauză și că bolnavul dormea și el. Roțile de lemn și de fier ale trăsurii cu cal se auzeau încă îndepărtându-se. Fereastra era încă neluminată. Când doctorul se apropie de pat, Tarul privea cu niște ochi fără expresie, ca și când se găsea încă sub imperiul somnului. Ai dormit, nu-i așa?" întrebă Riu. Da." Respir mai bine?" Puțin. Asta poate să însemne ceva?" Riu tăcu și după un timp. Nu, Taru, asta nu înseamnă nimic. Știi ca și mine că apare ameliorarea matinală." Taru confirmă. Mulțumesc," zise el. Răspundem totdeauna exact." Riu se așezase la picioarele patului. Simțea aproape de el picioarele bolnavului, lungi și țepene, asemănătoare membrelor unei statui culcate. Taru respira mai tare. Febra o să reînceapă, nu-i așa, Riu?" zise el gâfâind. Da, dar la prânz vom ști." Taru închise ochii, părând să-și adune forțele. O expresie de oboseală se citea pe trăsăturile lui. Aștepta urcarea febrei, care se urnea deja undeva în adâncul lui. Când deschise ochii, privirea lui era ștersă. Nu se lumină decât zărindu-l pe Riu a plecat asupra lui. Bea," zicea acesta. Celălalt bău și-și lăsă iar capul pe pernă. Ține mult," zise el. Riu îi apucă brațul, dar Taru, cu privirea întoarsă, nu mai reacționa. Deodată febra se revărsă vizibil până pe obraz, ca și când ar fi spart nu știu ce dig interior. Când privirea lui Taru reveni spre doctor, acesta îl încurajă cu chipul său încordat. Zâmbetul pe care Taru încercă încă să-l schițeze nu putu să treacă dincolo de maxilarele strânse și de buzele cimentate de o spumă albicioasă. Dar pe chipul înțepenit, ochii se aprinseră încă cu toată strălucirea curajului. La orele 7, doamna Riu intră în odaie. Doctorul se întoarse în birou ca să telefoneze la spital să țină cineva locul. El hotărâ de asemenea să-și amâne consultațiile. Se întinse o clipă pe divanul cabinetului său, dar se ridică aproape imediat și reveni în odaie. Taru avea capul întors spre doamna Riu. El privea mica umbră chircită lângă el pe un scaun, cu mâinile împreunate pe genunchi. Și o contempla cu atâta intensitate că doamna Riu duse un deget la buze și se ridică să stingă lampa de pat. Dar în spatele perdelelor, ziua se strecura cu rapiditate și, puțin după aceea, când trăsăturile bolnavului deveniră vizibile în întunericul odăii, doamna Riu putu să-și dea seama că el o privea mereu. Se aplecă asupra lui, îi aranjă perna și, ridicându-se, îi puse o clipă mâna pe părul lui umed și răsucit. Ea auzi atunci o voce înăbușită venind de departe, spunându-i mulțumesc și că acum totul era bine. Când ea se așeză din nou, Taru închisese ochii și chipul său istovit, deși avea gura pecetluită, părea din nou că zâmbește. La prânz, febra atinse culmea. Un soi de tuse viscerală scutura corpul bolnavului, care începu să scuipe sânge. Ganglionii încetaseră să se mai umfle. Erau mereu la locul lor, tari ca niște piulițe înșurubate în scobitura articulațiilor, și Riu socotii imposibilă deschiderea lor. În intervalele febrei și tusei, Taru se uita încă din când în când la prietenii săi, dar curând, ochii lui se deschiseră din ce în ce mai rar și lumina lor, care se reflecta atunci pe chipul său devastat, deveni tot mai stinsă. Furtuna care zgâlția acest corp cu tresăriri bruște și convulsive îl lumina cu fulgere din ce în ce mai rare și Taru se lăsa tărât încet în adâncul acestei furtuni. Riu nu mai avea înaintea lui decât o mască de acum încolo inertă, de pe care zâmbetul dispăruse. Această formă umană, care-i fusese atât de apropiată, străpunsă acum de lovituri de țepușă, arsă de un rău supraomenesc, răsucită de toate vânturile dușmănoase ale cerului, se scufunda sub ochii săi în apele ciumei și el nu putea să facă nimic contra acestui naufragiu.
trebuia odată mai mult să rămână pe țărm cu mâinile goale și inima frântă, fără arme și fără ajutor pe care să le opună acestui dezastru. Și la sfârșit, singure lacrimile de neputință îl împiedicară pe Rieu să-l vadă pe Daru, întorcându-se brusc cu fața la perete și dându-și sufletul într-un vaet adânc, ca și când undeva în ființa lui s-ar fi rupt o coardă esențială. Noaptea care urmă nu mai fu a luptei, ci a tăcerii. În această odaie, departe de lume, deasupra acestui corp neînsuflețit, acum îmbrăcat, Rieu simți plutind acel calm surprinzător care, cu multe nopți în urmă, pe terasele de deasupra ciumei, urmase atacului porților. Deja în acel timp, se gândise la această tăcere care se ridica din paturile în care el lăsase să moară oameni. Pretutindeni era aceeași pauză, același interval solemn, mereu aceeași potolire de după bătălii. Era tăcerea înfrângerii. Dar aceea care îl învăluia acum pe prietenul lui era atât de compactă, se potrivea atât de bine cu tăcerea străzilor și a orașului eliberat de ciumă, încât Rieu simțea clar că era vorba de asta dată de înfrângerea definitivă, aceea cu care se termină războaiele și face din însăși pacea care urmează o suferință fără vindecare. Doctorul nu știa dacă în cele din urmă Taru își regăsise pacea sa interioară, dar în acest moment cel puțin, el credea că știe că, pentru el însuși, această pace nu va mai fi nici când posibilă, așa cum nu există armistițiu pentru mama ruptă de fiul ei sau pentru bărbatul care își înmormântează prietenul. Afară era aceeași noapte geroasă cu stele reci pe un cer limpede și înghețat. În odoia semintunecoasă se simțea frigul apăsând asupra ferestrelor, marea respirație vânătă a unei nopți polare. Lângă pat, doamna Rieu ședea în atitudinea care era familiară, luminată din dreapta de lampa de la căpătâi. În mijlocul odăii, departe de lumină, Rieu aștepta în fotoliul lui. Se gândea la soția lui, dar respingea de fiecare dată acest gând. La începutul serii, tocurile trecătorilor răsunaseră limpede în noaptea rece. "Ai avut grijă de tot?" întrebase doamna Rieu. "Da, am telefonat." Și reluaseră apoi vechea tăcută. Doamna Rieu își privea fiul din vreme în vreme. Când surprindea una din aceste priviri, el îi surâdea. În stradă, zgomotele familiare ale nopții se schimbaseră rând pe rând. Cu toate că nu se dăduse încă autorizația, multe mașini circulau din nou. Înghițeau repede asfaltul, dispăreau și apoi reapăreau. Glasuri, chemări, din nou tăcerea, pasul unui cal, două tramvaie scârțind la o curbă, foșnete imprecise și iarăși respirația nopții. "Bernard." "Da." "Nu ești obosit?" "Nu." El știa ce gândea mama lui și că în acel moment îl iubea, dar știa de asemenea că nu e mare lucru să iubești pe cineva, sau cel puțin că o iubire nu este niciodată de ajuns de puternică pentru ca să-și găsească propria ei expresie. Astfel, mama lui și cu el se vor iubi întotdeauna în tăcere și ea avea să moară la rândul ei sau el, fără ca, de-a lungul întregilor vieți, să fi putut să meargă mai departe în mărturisirea afecțiunii lor. Tot așa trăise alături de Taru și Taru murise, în seara aceasta, fără ca prietenia lor să fie avut timp să fie într-adevăr trăită. Taru pierduse partida, cum spunea el însuși. Dar el, Rieu, cu ce se alesese? Se alesese doar cu aceea că putuse să cunoască ciuma și să-și o amintească, să cunoască prietenia și să-și o amintească, să cunoască duioșia și, într-o zi, să-și o amintească. Tot ceea ce putea omul să câștige în focul ciumei și al vieții erau cunoașterea și aducerea aminte. Poate că asta era ceea ce Taru numea a câștiga partida. Din nou trecu o mașină și doamna Rieu se mișcă puțin pe scaunul ei. Rieu îi surâse. Ea îi spuse că nu era obosită și adăugă îndată: "Va trebui să te duci acolo, la munte, să te odihnești." "Desigur, mamă." "Da, se va odihni acolo. De ce nu? Va fi și ăsta un pretext pentru aducerea aminte. Dar dacă asta însemna să câștigi partida, cât de greu trebuie să fie să trăiești numai cu ceea ce știi,
și cu ceea ce ți amintești, lipsit fiind de speranță. Astfel trăise fără îndoială Taru și Rieu era conștient de cât de sterilă e o viață fără iluzii. Nu există pace fără speranță, iar Taru, care nu dădea oamenilor dreptul de a condamna pe cineva, care știa cu toate astea că nimeni nu se poate împiedica să condamne și că se întâmplă uneori ca însăși victimele să fie călăi, Taru trăise în sfâșiere și în contradicții și nu cunoscuse niciodată speranța. Oare de aceea voise el să cunoască sfințenia și căutase pacea interioară punându-se în serviciul oamenilor? De fapt, Rieu nu știa nimic în această privință și asta avea puțină importanță. Singurele imagini pe care le va păstra despre Taru vor fi cele ale unui om care apuca bine cu ambele mâini volanul mașinii sale pentru a o conduce, sau cele ale acestui trup îndesat, întins acum în nemișcare. O scânteie de viață și o imagine de moarte. Aceasta era cunoașterea. Iată de ce, fără îndoială, primi doctorul Rieu, cu liniște dimineața, vestea morții soției lui. Era în birou. Mama lui venise aproape fugind să-i aducă o telegramă, apoi ieșise să dea un bacșiș aducătorului. Când se întoarse, fiul ei ținea în mână telegrama deschisă. Ea se uită la el, dar el contempla cu încăpățânare prin fereastră o dimineață magnifică, ridicându-se deasupra portului. Bernard, spuse doamna Rieu. Doctorul o privi cu un aer distrat. Telegrama? Întrebă ea. Da, asta e, recunoscu medicul. Acum 8 zile. Doamna Rieu răsuci capul spre fereastră. Doctorul tăcea. Apoi spuse mamei sale să nu plângă, că el se aștepta la asta, dar că îi era totuși greu. Și doctorul știa pur și simplu spunând asta că suferința nu-l surprinsese. De luni întregi și de 2 zile era aceeași durere care continua. Porțile orașului se deschiseră în sfârșit în zorii unei dimineți frumoase de februarie, salutate fiind de populație, de ziare, de radio și de comunicatele prefecturii. Îi rămâne deci povestitorului să se facă cronicarul ceasurilor de bucurie care urmară acestei deschideri a porților, deși el însuși era unul dintre aceia cărora nu le era permis să se contopească cu ea în întregime. Mari serbări erau organizate pentru tot restul zilei și pentru noapte. În același timp, trenurile începură să fumege în gară, în timp ce, venite din mări îndepărtate, vapoare ancorau deja în portul nostru, arătând în felul lor că această zi era pentru toți cei care gemeau că sunt despărțiți, ziua marii revederi. E lesne de închipuit aci ce a putut să devină sentimentul despărțirii care fusese trăit de atât de mulți dintre concetățenii noștri. Trenurile care în timpul zilei intrară în orașul nostru nu erau mai puțin încărcate decât acelea care ieșiră. Fiecare își reținuse un loc pentru ziua aceea, în cursul celor 2 săptămâni de regaz, tremurând ca nu cumva în ultima clipă hotărârea prefectorală să fie anulată. Anumiți călători care veneau spre oraș nu erau de altfel cu totul dezbrăcați de teamă, căci dacă ei cunoșteau în general soarta celor apropiați lor, nu știau nimic despre ceilalți și despre orașul însuși, căruia îi atribuiau o înfățișare de temut. Dar asta nu era adevărat decât pentru cei pe care pasiunea nu-i consumase în timpul acestui întreg spațiu de timp. Cei arși de pasiune, într-adevăr, erau pradă ideilor fixe. Un singur lucru se schimbase pentru ei. Acest timp, pe care de-a lungul lunilor de exil, ar fi vrut să-l împingă pentru ca să treacă mai repede, pe care să mai încăpățânau încă să-l grăbească, atunci când se și aflau în apropierea orașului nostru. Ei dorirea acum, dimpotrivă, să-l prelungească și să-l țină suspendat, de îndată ce trenul începu să frâneze înainte de oprire. Un sentiment vag și totodată ascuțit al tuturor acestor luni de viață pierdute pentru iubirea lor îi făcea să pretindă în mod confuz un fel de compensație prin care timpul bucuriei s-ar fi scurs de 2 ori mai puțin repede decât cel al așteptării. Iar cei care îi așteptau într-o odaie sau pe peron, ca de pildă Rambert, a cărui soție prevenită de săptămâni întregi făcuse tot ce trebuia pentru a sosi, se aflau în aceeași stare de nerăbdare și de zăpăceală, căci Rambert aștepta tremurând să confrunte această iubire și această duioșie pe care lunile de ciumă le redusese la abstracție cu ființa vie care fusese suportul acestei iubiri și duioșii. El ar fi voit să redevină același care la începutul epidemiei voia să iasă alergând într-un suflet din oraș și să se avânte în întâmpinarea celei pe care o iubea.
dar știa că asta nu mai era posibil. Se schimbase. Ciuma a lăsat în el o neatenție pe care încerca din toate puterile să o nege și care totuși continua să existe în el ca o surdă neliniște. Într-un sens, el avea sentimentul că ciuma încetase prea brutal, nu-și regăsea prezența de spirit. Fericirea sosea în goană, evenimentul alerga mai repede decât așteptarea. Rambert înțelegea că totul îi va fi redat dintr-o dată și că bucuria este o arsură care nu se savurează. De altfel, toți erau într-un mod mai mult sau mai puțin conștient asemeni lui și de toți trebuie vorbit. Pe acest peron de gară, unde își reîncepeau viața lor individuală, ei o mai simțeau încă pe cea comună, schimbând între ei priviri și zâmbete. Dar de îndată ce văzură fumul trenului, sentimentul lor de exil se stinse brusc sub aversa unei bucurii confuze și năucitoare. Când trenul se opri, despărțiri nesfârșite care începuseră în unele cazuri tot pe acest peron de gară, luară acest sfârșit într-o secundă, în clipa în care brațele se închiseră cu o avariție exultantă peste trupuri a căror formă vie o uitaseră. Rambert nici nu a avut timp să privească această formă alergând spre el, că ea se și abătea la pieptul lui și, ținând-o toată în brațe, strângând la inimă un cap din care nu vedea decât părul familiar, el lăsă să-i curgă lacrimile, fără să știe dacă proveneau din fericirea lui prezentă sau dintr-o durere prea multă vreme reprimată, liniștit cel puțin că-l vor împiedica să verifice dacă obrazul ascuns la umărul lui era cel pe care îl visase atâta sau, dimpotrivă, cel al unei străine. O să-și dea seama mai târziu dacă bănuiala lui era adevărată. Pentru moment, voia să facă ceea ce făceau toți cei din jurul lui și care aveau aerul să creadă că ciuma poate veni și pleca fără ca asta să schimbe inima oamenilor. Strânși unii în alții, toți se întoarseră atunci acasă orbi față de restul lumii, triumfând în aparență față de ciumă, uitând toată mizeria și, de asemenea, pe cei care veniți și ei cu același tren, nu găsiseră pe nimeni și care se pregăteau să primească acasă confirmarea unor temeri pe care o lungă tăcere, deși născuse în mintea lor. Pentru aceștia din urmă, care nu aveau acum drept tovărășie decât durerea lor foarte proaspătă, pentru alții care se dăruiau în acest moment amintirii unei ființe dispărute, lucrurile stăteau cu totul altfel și sentimentul despărțirii își atinsese punctul culminant. Mame, soți, amanți care pierduseră orice bucurie odată cu ființa acum rătăcită într-o groapă anonimă sau topită într-o grămadă de cenușă, pentru toți, ciuma continua să existe. Dar cine se gândea la acești singuratici? La amiază, soarele, învingând adierile reci care luptau de dimineață să rămână în aer, revărsa asupra orașului valurile neîntrerupte ale unei lumini nemișcate. Ziua se oprise în loc. De pe vârful colinelor, tunurile fortărețelor bubuiră fără întrerupere sub cerul imobil. Tot orașul se năpustia afară pentru a sărbători acest minut chinuit în care timpul suferințelor lua sfârșit și în care timpul uitării nu începuse încă. Se dansa în toate piețele. De la o zi la alta, circulația se mărise considerabil și mașinile, devenite mai numeroase, circulau cu greu pe străzile invadate. Întreaga după amiază, clopotele orașului bătură cu toată puterea. Ele umpleau cu vibrațiile lor un cer albastru și auriu. În biserici, într-adevăr, se spuneau rugăciuni de mulțumire adâncă, dar în același timp, localurile de petrecere erau pline până la refuz. Cafenelele, fără să le pese de ce aveau să facă pe viitor, serveau ultimelor lor băuturi alcoolice. În fața tejghelelor se înghesuiau o mulțime de oameni la fel de excitați și printre ei numeroase perechi înlănțuite care nu se temeau să se dea în spectacol. Toți strigau sau râdeau. Provizia de viață pe care o făcuseră în timpul acestor luni, în care fiecare își micșorase cât mai mult arderea sufletului, ei o cheltuiau în această zi, care era parcă ziua supraviețuirii lor. A doua zi va începe viața însăși cu precauțiile ei. Pentru moment, oameni de origini foarte diferite stăteau alături și fraternizau. Egalitatea pe care prezența morții nu o realiza în fapt, o instaura bucuria eliberării, cel puțin pentru câteva ore. Dar această banală exuberanță nu spunea totul și cei care umpleau străzile la sfârșitul după amiezii, alături de Rambert, ascundeau adesea sub o atitudine placidă, fericiri mai delicate. Multe perechi și multe familii, într-adevăr, nu aveau altă înfățișare decât aceea a oamenilor care se plimbă în mod pașnic. În realitate, cei mai mulți făceau pelerinaje delicate la locurile pe care suferiseră. Voiau să le arate noilor veniți semnele izbitoare sau ascunse ale ciumei,
urmele istoriei ei. În unele cazuri, se mulțumeau să facă pe călăuzele, pe cei care au văzut multe, pe contemporanii ciumei și vorbeau de pericol fără să evoce frica. Aceste plăceri erau inofensive. Dar în alte cazuri era vorba de itinerarii mai fremătătoare, în care un îndrăgostit, cuprins de delicata neliniște a amintirii, putea să spună celei care îl însoțea: în acest loc, în acea vreme, mi-a fost dor de tine și tu nu erai aici. Acești turiști ai pasiunii se puteau atunci recunoaște. Ei formau mici insule de șoapte și de destăinuiri în mijlocul tumultului prin care mergeau. Mai bine decât orchestrele de la Răscruci, ei erau cei care anunțau adevărata eliberare, căci aceste perechi în culmea fericirii, înlănțuite, strâns și zgârcite la vorbă, afirmau în mijlocul tumultului cu tot triumful și nedreptatea fericirii că ciuma s-a terminat și că teroarea își trăise traiul. Ei negau liniștiți, împotriva oricăror evidențe, că am fi cunoscut vreodată această lume smintită în care uciderea unui om era la fel de cotidiană ca și uciderea muștelor. Această sălbăticie bine definită, acest delir calculat, această întemnițare care aducea cu ea o groasnică libertate față de tot ce nu ținea de prezent, acest miros de moarte care i-a morțea pe toți cei pe care nu-i ucidea. Ei negau în sfârșit că am fi fost acest popor înmărmurit din care în fiecare zi o parte din noi, îngrămădiți în gura unui cuptor, ne evaporam în fumuri groase, în timp ce ceilalți, copleșiți de lanțurile neputinței și ale fricii, ne așteptam rândul. Asta era în orice caz ceea ce izbea privirea doctorului Rieu, care, căutând să ajungă în cartierele mărginașe, umbla singur la sfârșitul după amiezii, în mijlocul clopotelor, al bubuiturilor tunului, al muzicii și al strigătelor asurzitoare. El își continua meseria. Nu exista concediu pentru bolnavi. În frumoasa lumină transparentă care se lăsa peste oraș, se înălțau vechile mirosuri de carne friptă și de alcool cu anason. În jurul doctorului, chipuri hilare se răsturnau de bucurie spre cer. Bărbați și femei se agățau unii de alții, cu obrazul aprins, cu toată enervarea și strigătul dorinței. Da, ciuma încetase odată cu teroarea și aceste brațe care se înlănțuiau mărturiseau într-adevăr că ea însemnase exil și despărțire, în sensul adânc al cuvântului. Pentru întâia oară, Rieu putea să dea un nume acestei înfățișări comune pe care o văzuse timp de luni de zile pe toate fețele trecătorilor. Îi era de ajuns acum să privească în jurul lui. Ajuns la sfârșitul ciumei, cu mizeria și cu lipsurile, toți acești oameni sfârșiseră prin a îmbrăca costumul rolului pe care îl jucau de multă vreme și acum și hainele vorbeau despre absență și despre patria îndepărtată. Începând din momentul în care ciuma închisese porțile orașului, ei nu mai trăiseră decât în despărțire. Ei fuseseră rupți de această căldură umană care te face să uiți totul. Din toate colțurile orașului și în grade diferite, acești bărbați și aceste femei aspiraseră la o revedere care nu era pentru toți de aceeași natură, dar care pentru toți era la fel de imposibilă. Cea mai mare parte strigaseră din toate puterile spre cineva care lipsea, dorind căldura unui trup, duioșia sau obișnuința. Unii, adesea fără să o știe, suferau de a fi puși în afara prieteniei oamenilor, de a nu mai putea ajunge la ei prin mijloacele obișnuite ale prieteniei, cum sunt scrisorile, trenurile și vapoarele. Alții, mai puțin la număr, Cataru, poate, doriseră contopirea cu ceva pe care ei nu puteau să-l definească, dar care le apărea drept singurul bine care merita să fie dorit. Și în lipsa unui alt nume, ei îi spuneau uneori pace interioară. Rieu mergea mereu. Pe măsură ce înainta, mulțimea se îngroșa în jurul lui. Vacarmul se amplifica și îi se părea că periferia, unde voia să ajungă, se îndepărta în aceeași măsură. Puțin câte puțin, el se topea în acest trup uriaș care urla, al cărui strigăt îl înțelegea din ce în ce mai bine. Strigăt care, în parte cel puțin, era și al lui. Da, toți suferiseră împreună, atât în carne cât și în sufletul lor, de o vacanță grea, de un exil fără leac, de o sete niciodată potolită. Printre grămezile de morți, printre clopotele ambulanțelor și avertismentele a ceea ce este convenit să fie numit destin, printre târșuitul încăpățânat al fricii și teribila revoltă a inimilor, nu încetase să alerge un murmur puternic, menit să alarmeze aceste ființe îngrozite și să le spună că trebuie o să-și regăsească adevărata lor patrie. Pentru ei toți,
Adevărata patrie se afla dincolo de zidurile acestui oraș sugrumat. Ea era în mărăcinușurile înmiresmate de pe coline, în mare, în ținuturile libere, în tensiunea iubirii. Și spre ea, spre fericire, voiau ei să revină, întorcând spre rest, cu dezgust, spatele. Cât despre sensul pe care putea să-l aibă acest exil și această dorință de revedere, Riu nu știa nimic. Mergând mereu, înghesuit din toate părțile, interpelat, el ajungea puțin câte puțin pe străzi mai pustii și se gândea că nu este important ca aceste lucruri să aibă sau nu un sens, ci că trebuie să vezi numai ce răspuns primește speranța oamenilor. El știa de aici înainte răspunsul și îl deslușea mai bine în primele străzi mărcinașe, aproape pustii. Cei care, mulțumindu-se cu puținul pe care îl însemnau, nu doriseră decât să se întoarcă în casa iubirilor, erau uneori răsplătiți. Desigur, unii dintre ei continuau să umble prin oraș singuratici, lipsiți de ființa pe care o așteptau. Fericiți erau și cei care nu fuseseră despărțiți de două ori, asemenea unora ce, înainte de epidemie, nu-și putuseră realiza dintr-o dată iubirea, urmărind timp de ani de zile o înțelegere greu de obținut și care sfârșește prin a lega unul de altul, amanții învrăjbiți. Aceștia avuseseră, ca și Rieu însuși, ușurința de a se baza pe timp. Ei erau despărțiți pe veci. Dar alții, ca Rambert, pe care doctorul îl părăsise chiar în dimineața aceea spunându-i: "Curaj! Acum a venit timpul să ai dreptate." Regăsiseră fără să ezite pe cel absent pe care îl crezuseră pierdut. Pentru câtva timp cel puțin, ei vor fi fericiți. Ei știau acum că dacă există un lucru pe care îl poți dori întotdeauna și obține uneori, acesta este afecțiunea umană. Pentru toți cei care, dimpotrivă, se adresaseră pe deasupra omului unui ce pe care nici măcar nu și-l puteau închipui, nu existase răspuns. Taru păruse să găsească această pace grea despre care vorbise, dar nu o găsise decât în moarte, în ceasul în care nu-i putea folosi la nimic. Dimpotrivă, dacă alții pe care Rieu îi zărea în pragurile caselor în lumina care scădea, lănțuiți din toate puterile și privindu-se cu pasiune, obținuseră ceea ce voiau, asta se datorește faptului că ceruseră singurul lucru care depindea de ei. Și Rieu, în momentul în care cota pe strada lui Grand și a lui Cotard, gândea că era drept ca, din când în când cel puțin, bucuria să vină să-i răsplătească pe cei cărora le e suficient omul, cu sărmana și teribila lui iubire. Această cronică se apropie de sfârșit. E timpul ca doctorul Bernard Rieu să declare că este autorul ei. Dar înainte de a povesti ultimele evenimente, el ar vrea cel puțin să-și justifice intervenția și să facă să se înțeleagă de ce a ținut el să adopte tonul martorului obiectiv. În tot timpul cât a durat ciuma, meseria lui a permis să vadă pe cea mai mare parte dintre concetățenii săi și să înregistreze ceea ce ei simțeau. El era deci bine plasat pentru a reda ceea ce văzuse și auzise, dar a vrut să facă acest lucru cu reținerea necesară. În mod general, el s-a străduit să nu redea mai multe lucruri decât a putut să vadă, să nu atribuie tovarășilor lui de ciumă gânduri pe care, la urma urmei, nu erau siliți să le conceapă și să folosească numai acele texte pe care întâmplarea sau nefericirea îi le puseseră în mâini. Fiind chemat să depună mărturie cu prilejul unui fel de crimă, el a păstrat o anume rezervă, așa cum se cuvine din partea unui martor de bună credință. Dar în același timp, urmând de legea care guvernează o inimă cinstită, el a luat în mod deliberat partea victimei și a vrut să fie împreună cu oamenii, concetățenii lui, alături de singurele certitudini pe care le posedă ei în comun și care sunt iubirea, suferința și exilul. Și astfel, niciuna dintre neliniștile concetățenilor lui nu rămase neîmpărtășită de el, nicio situație care să nu fi fost și a lui. Pentru a fi un martor obiectiv, el trebuia să se refere mai ales la acte, la documente și la ceea ce se spunea, dar ceea ce avea el de exprimat în mod personal, așteptarea sa, încercările la care a fost supus, despre ele nu trebuia să vorbească. Dacă s-a folosit totuși de ele, a fost numai ca să înțeleagă sau să facă să fie înțeleși concetățenii săi și ca să dea o formă cât mai precisă posibil acelor lucruri pe care, în cea mai mare parte a timpului, ei le simțeau în mod confuz. La drept vorbind, acest efort de măsură nu l-a costat nimic. Când se simțea ispitit să amestece direct destăinuirea lui cu miile de voce ale cigumaților, el era oprit de gândul că, dintre suferințele lui,
nu exista niciuna care să nu fie și a celorlalți. Și că într-o lume în care durerea este atât de adesea singuratică, acesta este un avantaj. Hotărât, el trebuia să vorbească în numele tuturor. Dar exista cel puțin un concetățean de-al nostru, în numele căruia doctorul Rieu nu putea vorbi. E vorba într-adevăr de cel despre care Taru îi spusese într-o zi lui Rieu. Singura lui crimă adevărată este aceea de a fi aprobat în inima lui ceea ce îi făcea să moară pe copii și pe oameni. Restul îl înțeleg, dar acest lucru sunt obligat să îl iert. Este drept ca această cronică să sfârșească cu el, care avea o inimă neștiutoare, adică singuratică. După ce ieși din marile străzi zgomotoase ale sărbătorii și în clipa când vrut să o ia pe strada lui Grand și a lui Cotard, într-adevăr, doctorul Rieu fu oprit de un cordon de polițiști. Nu se aștepta la așa ceva. Frământul îndepărtat al sărbătorii făcea ca acest cartier să pară fără viață și el și-l închipuia la fel de pustiu cum era de tăcut. Își arătă carnetul de identitate. Imposibil, domnule doctor, spuse agentul. E un nebun care trage asupra mulțimii, dar rămâneți aici, o să fie nevoie de dumneavoastră. În acest moment, Rieu îl văzu pe Grand care venea spre el. Grand nu știa nici el nimic. Nu-l lăsau să treacă și aflase că se trăgea din casa lui. De departe se vedea într-adevăr fațada aurită de ultimele raze de lumină ale unui soare fără căldură. În jurul fațadei se contura un spațiu mare și gol care se întindea până la trotuarul din față. În mijlocul șoselei se zărea în mod distinct un steag și o bucată de stofă murdară. Rieu și Grand puteau să vadă foarte departe, de cealaltă parte a străzii, un cordon de agenți, paralel cu acela care îi împiedica să înainteze și în spatele căruia unii locuitori din cartier treceau repede încoace și încolo. Uitându-se bine, ei deslușiră și niște agenți cu revolvere în mâini, pitiți în ușile imobilelor din fața casei. Toate obloanele acesteia erau închise. La etajul al doilea, totuși, unul din obloane părea pe jumătate desprins. Tăcerea era totală pe stradă. Se auzeau numai frânturi de muzică răzbătând din centrul orașului. La un moment dat, dintr-unul din imobilele din fața casei, răsunară două focuri de revolver și din oblonul scos din țâțin sărirea așchii. Apoi fu din nou tăcere. De departe și după tumultul zilei, asta îi se părea lui Rieu cam ireal. E fereastra lui Cotard, spuse deodată Grand foarte agitat. Dar Cotard a dispărut totuși. De ce se trage? Îl întrebă Rieu pe agent. Ca să-l amăgească pe ăla din casă. Așteptăm o mașină cu cele necesare pentru că trage asupra celor care încearcă să intre pe ușa imobilului. A fost atins un agent. De ce a tras? Nu se știe. Oamenii se distrau pe stradă. La primul foc de revolver n-au înțeles. La al doilea au început să țipe. Unul a fost rănit și toată lumea a luat-o la fugă. Un nebun, ce mai? În tăcerea restabilită, minutele păreau că se tărăsc. Deodată, de cealaltă parte a străzii, e văzură ivindu-se un câine. Primul pe care Rieu îl vedea după multă vreme. Un ogar murdar pe care stăpânii probabil că l-ascunseseră până acum și care alerga de-a lungul zidurilor. Ajuns aproape de ușă, el ezită, se așeză pe fund și se răsturnă să-și clănțe nepuricii. Agenții fluierară de câteva ori ca să-l cheme. El ridică botul, apoi se hotărâ să traverseze încet șoseaua ca să miroasă bucata aceea de stofă. În aceeași clipă, un foc de revolver porni de la etajul al doilea și câinele se răsuci ca un ghem, dând violent din labe, pentru ca în cele din urmă să cadă pe o parte, scuturat de tesăriri lungi. Drept răspuns, 5-6 detunături venite dinspre ușile din față sfărâmară iar oblonul. Tăcerea se lăsă din nou. Soarele coboruse puțin și umbra începea să se apropie de fereastra lui Cotard. Frânele unei mașini gemură încet pe stradă, în spatele doctorului. Uite-i, zise agentul. Polițiștii apărură în spatele lor purtând frânghii, o scară și două pachete lunguiețe învelite în pânză uleioasă. O luară pe o stradă care înconjura grupul de case din fața imobilului lui Grand. Nu mult după, mai curând se ghici decât se văzu un fel de agitație la ușile acestor case. Apoi lumea așteptă. Câinele nu mai mișca. Zăcea acum mort într-o baltă întunecată. Deodată, de la ferestrele caselor ocupate de agenți, se dezlănțui un tir de pușcă automată. În timpul tirului, oblonul care tot mai era țintit se desfăcu literalmente și lăsă descoperită o suprafață neagră în care Rieu și Grand, de la locul lor, nu puteau distinge nimic. Când tirul se opri, o a doua pușcă automată părâi din alt unghi, cu o casă mai încolo.
Gloanțele intrau fără îndoială în pătatul ferestrei, pentru că unul din ele făcu să sară o așchie de cărămidă. În aceeași secundă, trei agenți traversară șoseaua fugind și năvăliră pe ușa de la intrare. Aproape îndată, încă trei se năpustiră într-acolo și tirul de automat încetă. Se așteptă din nou. Două detonături îndepărtate răsunară în imobil. Apoi s-auzi un fel de freamăt și fu văzut ieșind din casă, mai curând dus pe sus decât târât, un omuleț fără haină și care striga necontenit. Ca prin minune, toate obloanele închise de pe stradă se deschiseră și ferestrele se umplură de curioși, în timp ce o mulțime de oameni ieșea de prin case și se înghesuia în spatele cordoanelor. Un moment, omulețul fu văzut în mijlocul șoselei cu picioarele însfârșit pe pământ, cu brațele ținute la spate de agenți. Țipa! Un agent se apropie de el și îl lovi de două ori cu toată puterea pumnilor, fără grabă, cu un fel de pricepere. E Cotar! Bolborosi Grand. A nebunit! Cotar se prăbușise. Mai fu văzut agentul trimițând cu toată puterea încă o lovitură de picior în cel care zăcea pe jos. Apoi un grup învălmășit se agită și porni în direcția doctorului și a bătrânului său prieten. Circulați, zise agentul. Rieu își feri privirea când grupul trecu prin fața lui. Grand și doctorul porniră în amurgul care se sfârșea. Ca și cum evenimentul ar fi scuturat toropeala în care adormea cartierul, aceste străzi lăturalnice se umpleau din nou de zumzetul unei mulțimi, în prada unei veselii fără margini. În pragul casei, Grom îi spuse doctorului la revedere. Se ducea să lucreze. Dar în clipa în care intra, îi spuse că îi scrisese lui Jean și că acum era mulțumit. Și apoi își reîncepuse fraza. Am suprimat, zise el, toate adjectivele. Și cu un surâs șmecher, își scoase pălăria cu un gest ceremonios. Dar Rieu se gândea la Cotar și zgomotul înăbușit al pumnilor care striviseră obrazul acestuia din urmă, îl urmărea în timp ce se îndrepta spre casa bătrânului astmatic. Poate că era mai greu să te gândești la un om vinovat decât la un om mort. Când Rieu ajunse la bătrânul lui bolnav, noaptea acaparase deja tot cerul. Din odaie se putea auzi rumoarea îndepărtată a libertății și bătrânul continua într-o dispoziție neschimbată să-și treacă boabele sale dintr-un vas în altul. Au dreptate să se distreze, spunea el. Trebuie de toate pentru a face o lume. Și colegul dumneavoastră, domnule doctor, ce e cu el? Detunături puternice ajungeau până la ei, dar erau pașnice. Copiii aruncau trosnitori. A murit, spuse doctorul ascultând pieptul sfărăitor. A, făcu bătrânul nemai știind ce să spună. De ciumă, adăugă Rieu. Da, recunoscu bătrânul după o clipă. Cei mai buni se duc. Asta e viața. Dar era un om care știa ce vrea. De ce spui asta? Zise doctorul care băga la loc stetoscopul. Așa, el nu vorbea ca să nu spună nimic. În sfârșit, mie îmi plăcea. Dar așa se întâmplă. Alții spun. Ciuma e de vină? A fost ciumă. Puțin mai lipsește ca să ceară să fie decorați. Dar ce înseamnă asta, ciuma? Asta e viața și atâta tot. Fă-ți inhalațiile în mod regulat. Oh, nicio grijă. Mi-am încă mult de trăit și o să-i văd pe toți murind. Eu știu să trăiesc. Urlete de bucurie îi răspunseră în depărtare. Doctorul se opri în mijlocul odăii. V-ar deranja dacă m-aș duce pe terasă? Nu, deloc. Vreți să-i vedeți de sus, ai? Cum doriți, dar ei sunt oricum tot aceiași. Rieu se îndreptă spre scară. Spuneți, domnule doctor, este adevărat că vor construi un monument destinat celor care au murit de ciumă? Ziarele spun asta. Un monument funerar sau o placă. Eram sigur și se vor ține discursuri. Bătrânul râdea cu un râs sugrumat. Parcă-i aud. Morții noștri. Și se vor duce să iau o gustare. Rieu urca deja scara. Cerul înalt și rece scânteia pe deasupra caselor, iar în apropierea dealurilor, stelele păreau tari ca pietrele. Această noapte nu era atât de diferită de aceea în care el și Taru se urcaseră pe terasă ca să uite de ciumă. Numai marea, la picioarele falezelor, era mai zgomotoasă.
Aerul era nemișcat și ușor, fără suflul sărat și greu pe care l-aducea atunci vântul căldus de toamnă. Rumoarea orașului răzbătea totuși mereu până la picioarele teraselor cu un zgomot ca de valuri. Dar această noapte era a libertății și nu a revoltei. În depărtare, ceva negru și înroșit indica așezarea bulevardelor și a piețelor iluminate. În noaptea acum liberă, dorința nu mai întâmpina piedici și tocmai vuietul ei era acela care ajungea până la Rieu. Dinspre portul întunecat, urcară primele focuri de artificii ale sărbărilor oficiale. Orașul le salută printr-o lungă și înăbușită exclamație. Cotar și Taru și toți cei pe care Rieu îi iubise și îi pierduse, soția lui în primul rând, morți sau vinovați, erau uitați. Bătrânul avea dreptate. Oamenii erau tot aceiași. Dar asta era puterea și nevinovăția lor. Și tocmai în acest punct, pe deasupra oricărei dureri, simțea Rieu că se unea cu ei. În mijlocul strigătelor care își întețeau puterea și durata, care se răsfrângeau lung până în josul terasei, pe măsură ce gerbele multicolore se ridicau și mai numeroase pe cer, doctorul Rieu hotărâ atunci să redacteze această povestire, care se sfârșește aici, ca să nu facă parte dintre cei care tac, pentru a depune mărturie de partea acestor ciumați, ca să lase cel puțin o amintire a nedreptății și a violenței care li s-a făcut și ca să afirme doar ceea ce se învață în timpul unui flagel, că există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. Dar el știa în același timp că această cronică nu putea să fie aceea a victoriei definitive. Ea nu putea să fie decât mărturia a ceea ce trebuise el să îndeplinească și a ceea ce, fără îndoială, trebuiau să mai împlinească încă împotriva terorii și a armei ei neobosite, în ciuda suferințelor personale, toți oamenii care, neputând fi sfinți și refuzând să admită flagelurile, se străduiesc totuși să fie medici. Ascultând într-adevăr strigătele de bucurie nestăpânită care urcau din oraș, Rieu își amintea că această veselie este mereu amenințată, căci el știa un lucru pe care această mulțime cuprinsă de bucurie îl ignora și care poate fi citit în cărți, că bacilul ciumei nu moare și nici nu dispare vreodată, că el poate să stea timp de 10 ani adormit în mobile și rufărie, că el așteaptă cu răbdare în odăi, în pivnițe, în lăzi, în batiste și în hârțoage, și că poate să vină o zi când, spre nenorocirea și învățătura oamenilor, ciuma își va trezi șobolanii și îi va trimite să moară într-o cetate fericită. Ați ascultat Ciuma de Albert Camus. A citit Ana Levârdă. Noiembrie 1981.